Fraților, azi vom sta de vorbă cu Valeriu Nicolae. Cine e el? Păi, dacă ar fi să-l parafrazez, e un filozof al eșecului și un practician desăvârșit al acelui sport de categorie grea. În același timp, citind cartea lui cea mai recentă, Țigan Țăndări, pe care vă recomand cu drag, aș îndrăzni să spun că e și un om care a reușit să treacă prin situațiile grele din viața sa și nu doar să treacă prin ele, ci și peste eșecurile pe care le-a experimentat. De multe ori, experiența lui de viață te duce cu gândul la vorbele lui Arghezi. Din bube, mucegaiuri și noroi, iscata-n frumuseți și prețuri noi. Căci da, invitatul nostru a trecut printr-o groază de situații nasoale. Din start i-a picat greu. E un rom născut în România lui Ceaușescu. Cum România de atunci și românii săi verzi erau versați în ale rasismului, termenul folosit era cel de țigan. Pentru cine încă nu știe, ăsta ultimul e unul peiorativ. Raportarea la membrii respectivei minorități etnice era una care te face să te îndoiești că Darwin și ale sale idei despre evoluția speciei umane sunt adevărate. Cartea lui Valeriu Nicolae are nenumărate exemple de rasiști și rasism la adresa romilor, de la profesori din școală, la vecini sau chiar părinții iubitorilor invitatului. Una dintre temele pe care le vom discuta e cum mai e treaba asta cu rasismul la noi în societate, dacă s-a schimbat ceva sau nu în cei 30 de ani de democrație. Și în propria sa familie lucrurile au fost complicate pentru invitatul de azi. Tatăl, român, a fost abuziv și alcoolic. Mama, romă, mult încercată de rasismul și intoleranța societății în care trăiește și de comportamentul soțului, e punctul central al universului copilăriei lui Valeriu Nicolae. Peste toate astea se adaugă sărăcia lucii a sfârșitului de regim comunist Ceaușescu și haoticul început de tranziție către capitalism și democrație din anii 90. În ciuda tuturor acestor greutăți, omul nostru reușește să termine liceul și facultatea cu note bune. După mai multe încercări, el emigrează în SUA. Ajunge apoi în Canada, lucrează în IT, iar apoi face tranziția către lumea instituțiilor internaționale, a consultanței și a ONG-urilor. Săturat să fie, folosind cuvintele lui blablagist la Bruxelles, se întoarce în România. Simțea că e o prăpastie prea mare între vorbele și PowerPoint-urile pe care el și cei din jurul lui le foloseau la întâlnirile pe care le aveau, la diverse conferințe, prin locuri neverosimil de sărace și neverosimil de frumoase de prin lume, și sărăcia luce și abuzurile care dominau viața celor despre care ei vorbeau. Deci după ce se salvează în mod individual prin emigrare, construind o carieră de succes pe parcurs, Valeriu Nicolae se întoarce și încearcă să-i ajute pe ceilalți. Merge la firul ierbii, în ghetoul din Ferentari, unde ajută sute de copii să învețe. Face toate astea la o școală din sectorul 5 din București, de unde e dat afară la un moment dat de politicieni obtuzi care se temeau de popularitatea sa. După momentul ăsta de cumpănă, nu renunță și continuă, prin ONG-ul pe care l-a înființat, Casa Bună, să ajute copiii din medii defavorizate. Strânge în timp câteva sute de oameni alături de el în proiectul ăsta. Și nu e singurul exemplu de încercare de transformare a societății românești la care el contribuie activ. Dincolo de momentele menționate în carte, Valeriu s-a implicat și la nivel politic. A fost membru al echipei de tehnocrați, care a intrat la guvernarea Cioloș în 2016. Devine apoi membru al Partidului Plus, e pe lista de candidați la europarlamentarele din mai 2019, dar demisionează cu două luni înainte de alegeri. Revine apoi în decembrie 2020, candidând ca independent la parlamentare pentru un loc la Camera Deputaților la București. Ratează un loc în Parlament pentru doar 16 voturi. A încercat deci să schimbe lucruri cu care nu era de acord și în zona politică. Și chiar dacă nu a ieșit totul așa cum și-a propus, nu a renunțat nici acum. Devine în timp vânător de CV-uri ale impostorilor de la nivel înalt din politica românească. Publică descoperirile în presă și pe Facebook. Recent, în aceeași direcție, a creat Integritate pe Bune. E o inițiativă în care alături de câteva sute de voluntari analizează temeinic și necruțător ce chestii năstrușnice spre penale pun parlamentarii noștri în biografiile lor oficiale. E și un critic destul de fervent al celor din USR, partid în care sunt și foștii săi colegi de la Plus, cu care are cele mai mari afinități. Atunci când acțiunile sau ideile lor nu cadrează cu propriul său filtru etic, nu ezită însă să-i taxeze public. Încercăm să vedem azi cine este Valeriu Nicolae, cum se definește el și cum a reușit să treacă peste toate obstacolele pe care viața i le-a pus în cale. Și nu a trecut oricum, ci păstrându-și nu doar umorul, ci și dorința de a contribui la crearea unei societăți mai bune. Vom discuta și despre ce face el și diversele proiecte în care s-a implicat și care sunt planurile de viitor pentru el. Ți-a picat greu din prima, ca să zicem așa, nu? Adică născut în 70, copilăria în
Și anii șapte, sfârșitul anilor șapte, adică nici n-ai prins perioada aia de comunist, să-i spunem, nu, cât de cât ok, nu? Da, nu? Lucrurile au luat-o la vale complet. Hai să începem, deci, ca să înțelegeți cu cine stăm de vorbă, el e Valeriu Nicolae, activist, jurnalist, inițiator de ONG, inițiator de Integritate pe Bune, care e o platformă care verifică CV-uri, vânător de CV-uri, unii ar zice de vrăjitoare, deși înțeleg că ai avut una în familie, da, deci da, s-ar putea să fie, să bată mai multe în familie. Mai multe în familie, poate vorbim și de asta. Și eu am avut o rudă mai îndepărtată care ghicea în cafea și era foarte funny, ghicea, azi venea procurorul de caz, și a doua zi venea infractorul din același caz și amândurora le zicea că va fi bine. Așa ieșea în cafea, se pare. Da, păi ne-am întâlnit cu ocazia, dar nu doar, a stat cu ocazia lansării acestei cărți. Tigan Zender se cheamă cartea. E, să-i spunem, o autobiografie, o poveste de dragoste, o, cum am spus eu în introducere, ești un filozof al eșecului, dar un practician al trecerii prin și peste el, cumva, că asta e una dintre chestii. Tot ți-o iei și ai diverse eșecuri, dar treci peste ele. Și să începem cu începutul, și asta era una dintre curiozități. Dăm un citat, spui așa, mama a fost țigancă. Nu romnie, termen folosit de elitele rome pentru femeie, căci nu s-a potrivit niciodată niciunde. A vrut, dar nu a putut. A fost fie prea neagră, fie prea netradițională. Nu a vrut niciodată să respecte normele cretine sau așteptările tâmpite pe care societatea le avea de la ea. Acum nu-i mai pasă ce este. E cine e, zice ea. Și aici era prima întrebare, o curiozitate. Cum s-au cunoscut, întâlnit părinții tăi? N-ai povestit în carte și... Nu, mama a fugit, deci a avut o relație abuzivă cu Dobre, despre care scriu în carte, și a fugit deci a stat undeva pe lângă Buzău și după aceea în Galați și a fugit de acolo, deci să scape de Nemer Nicola. S-a dus la Caransebeș, unde locuia mătușa mea vrăjitoare, Geta, și s-a angajat acolo la spital. Iar tatăl cu care am crescut eu avea doi copii, nevastă se sinucisese, era alcoolică și ea. Și cumva, mama încerca să scape de stigma asta că era țigancă și întotdeauna în satul ăla era așa o mare evoluție, dacă te căsătoreai cu un român, te scoteai. Asta era disperat că n-avea cine să aibă, el fiind alcoolic, cu doi copii, n-avea cine să aibă grijă de copiii lui. Așa s-au cunoscut. Deci a fost un mare compromis. E cumva ciudat. E clar că e un compromis, dar tatăl tău reiese că e foarte rasist, nu? Adică era... sau nu neapărat. Ba da, nu. Evident, era un rasist. A crescut în timp. Deci taică mi-a devenit din ce în ce mai... cumva mai frustrat. Mama e o tipă foarte deșteaptă, cu mult peste el. Și foarte activă și... cumva el a crezut că tot timpul mama o să depindă de el. Și mama n-a depins niciodată de nimeni și s-a descurcat repede, deși și-a luat-o la început țigancă și mai departe. A știut tot timpul să se facă plăcută și necesară. Și cred că asta a fost problema. De fapt, relația lor a început, maică-mea se împrietenise cu Vara, cu verișoara lui taică-miu. Nu știu, lucrau la spital împreună, ceva de felul ăsta. Și aia tot bătut-o la cap. Hai băi, căsătorește-te cu ăsta, că stai și unde să stai, că e ce ferist, că vă dă un loc unde să stai. Da. Maică-mea era sătulă să stea la soră sa, care era așa căsătorită. Am înțeles. Și tot în povestea asta de viață de familie, era întrebarea asta dacă vreodată ai avut o confruntare cu tatăl tău, cum spui tu, erau el și cu prietenii lui,
degustători profesioniști de artă în formă lichidă. Și dacă ai avut vreodată o discuție despre faza asta, alcoolismul lor, efectele toxice asupra familiei, abuzurile, adică el percepea toată faza asta, tot efectul negativ pe care l-avea asupra voastră, a mamei și a ta? Nu numai asupra tuturor, că el avea doi copii, deci sora mea e o femeie minunată și pe ea a dat afară din casă. Da, am avut la un moment dat, a fost o chestie de asta ciudată, am intrat la facultate, bine, nu s-a așteptat să intru așa bine la facultate, încă dorisem să mă duc la sport, m-am întors, de fapt m-a obligat maica mea să renunț la ideea să fac IFS-ul, să dau la TCM, cum era atunci. Și am dat la TCM, nu s-a așteptat nimeni să intru, că na, m-am hotărât cu vreo două luni înainte. Și am intrat și taică-miu cumva era foarte mândru, așa că restul puștilor din bloc de vârsta mea nu erau la fel, n-au avut același succes. Și atunci știu că am venit acasă de la mare și m-a întrebat taică-miu, ok, eu eram dezgustat de el și mi-a zis, uite, zi tu ce să fac și fac. Și am zis atunci să te lași de fumat. Deci el fuma foarte mult. S-a lăsat. Deci din ziua aia, de la două pachete de țigări, n-am mai fumat niciodată. M-am gândit, mi-am reproșat o grămadă de timp că poate dacă i-aș fi spus să renunțe la alcool, ar fi renunțat, dar nu cred că putea. N-am crezut niciun moment că poate să renunțe la alcool. Iar fumat mă deranja foarte tare. Mă deranja fumul ăla continuu în casă. Da. Și acum să trecem un pic la societatea mai largă de atunci. Și în carte sunt o groază de exemple din astea atroce de rasism. De la faza cu rahatul în fața ușii după ce devii comandant de clasă, nu? Și scrie cineva pe ușă, țigane împuțiți. Da, țigane împuțiți, da, da. Apoi profesorul de electronică Cicerone, nu? Da. Și apoi asta, faza cea mai halucinantă cu părinții prietenei din România care zic că ești țigan și nu poate fata lor să se cupleze cu un țigan, nu? Și iar încă una care mi s-a părut, e mai soft, dar la fel de nasoală, ești manager la o companie de importator de vin, nu? În România și oamenii neagă că ești rom, nu? Zic că ești grec. Grec, da. Și asta e una dintre întrebări. Ai senzația că în ăștia 30 de ani, da? Sau, în fine, mai mulți. Crezi că societatea românească a progresat? Foarte mult, da. Legat de faza asta de rasism? Foarte mult. Ai senzația acum că... Cam unde suntem, de fapt? Asta e... Nu, e foarte greu de comparat. Deci, nu există termen de comparație cu anii 90. Deci, la începutul anilor 90 a fost o răbufnire așa de rasism. Probabil din cauza că comuniștii ținuseră sub control cam tot. Și a fost foarte greu atunci. Deci, cel puțin pentru mine, a fost o perioadă oribilă. Că brusc m-am descoperit că trebuia cumva să mă ascund, să fac tot posibilul să ascund faptul că eram țigan, ceea ce nu era deloc confortabil pentru mine, încă mi iubeam rudele. Era foarte greu pentru mine să nu spun despre... Și mi-a plăcut tot timpul țigania aia. Îmi plăcea geta. Era așa, era foarte deosebită familia mea de familiile colegilor mei și într-un sens bun, adică erau mult mai apropiați, mult mai... Da. Era diferit. Și asta m-a lovit dur. Deci a fost foarte nasol, mai ales perioada aia cu Hădăreni, care ăla a fost omorât de 97 de ori. Deci a avut 97 de rând distincte. Hădăreni, majoritatea suntem aici mai tineri. Deci în perioada 90 au existat câteva pogromuri împotriva romilor, iar cel mai celebru e cel de la Hădăreni, în care întreg satul s-a dus să omoare niște romi. Și au reușit, au dat foc, deci i-au dat lui a foc în pod. Și când a fugit din pod, l-au omorât de 97 de ori.
Și da, treaba aia a fost foarte dură. Deci a fost o perioadă dură, rău. La școală era foarte dur. Deci la universitate bursele nu erau pentru țigani, mi s-a spus asta foarte clar. Deci, că, da, exact, că nu. Bursele sunt pentru români, nu pentru țigani. Da, și a fost greu. Deci era o discriminare. Plus eram într-o relație, deci eram foarte îndrăgostit și părinții iubitei mele urau cu spume țiganii. A fost și practic pe părinți nu i-ai cunoscut niciodată? Ba da, da? Cum să nu? I-ai cunoscut. Da. Dar nu au acceptat niciodată? Nu. Deși vedeau că ești un om ok? Da, dar nu interesa asta. Nu interesa că probabil, adică da, și aia era foarte îndrăgostită de mine și eram foarte bine împreună. Deci da, asta n-a contat niciun moment. Conta că n-aveam pigmentul necesar ca să trec în... Da, mai dăm un citat. Zice așa, și acum unele dintre persoanele apropiate mie preferă să-mi cam țin gura când vine vorba de apartenența mea etnică. Și invers sunt probleme. Sunt destui activiști rom care îmi reproșează că sunt prea mainstream și nu-mi folosesc îndeajuns de mult succesul pentru a promova problemele pe care ei le cred cele mai importante. Și aici sunt două întrebări. Crezi că asta mai e valabilă cu partea asta cu oamenii care vor să-ți ții apropiați? Da. Care... Deci forma asta de rasism soft, să-i da, spunem, dar sau nu știu? E un pic diferit acum. Deci... Nu, din nou, noi am făcut, societatea a făcut progrese impresionante pe partea asta de rasism. Asta nu înseamnă că am rezolvat tot. Sigur că mai ai oameni care nu au chef de țigan de nicio culoare, dar în special puștii voi, cei mai tineri, vă uitați cu totul diferit la lucrurile astea, deci comparativ cu... Deci majoritatea zdrobitoare era... Deci țin minte că se făceau poluri prin 96-97 și așa undeva la 80-90% din român nu ar accepta să aibă vecini țigani și da. 90% nu ar accepta ca fiica lor să se căsătorească cu un țigan, 97-98%, deci erau niște cifre oribile. Deci stăteam mega bine la rasism. Da, eram campion mondial. Da. E, acum chestia asta e... Deci, da. Și reversul medaliei, apropo de activiștii romi? Da, acolo iarăși o problemă, că ai o mulțime de oameni care și-au construit carierele pe chestia asta, pe rasism, și le exagerează într-un mod care nu e deloc justificat. Bine, ce m-a speriat pe mine, am venit cu o definiție a antițigănismului. Deci mi-am făcut o teză de masterat în care o parte din teza mea de masterat era și pe asta, pe rasism biologic și antițigănism. Deci am avut un șoc când deci doi mafioți foloseau treaba de asta, de antițigănism, ca să justifice nenorocirile pe care le făceau ei. Deci atunci a fost prima oară când am zis, bă, stai, nu cred că e locul meu aici. E ceva aici. Care da, nu e ok. Da. Mai zici la un moment dat o chestie, zici, frica nu vine de la ceea ce suntem, ci de la ceea ce suntem percepuți a fi. Și după aia mai e un citat din asta care te rupe efectiv din copilărie. Zici așa, mă doare că nu vor să joace cu mine, dar îmi țin lacrimile și mucii până ajung acasă. Mama mă ia în brațe și îmi spune o poveste cu un urs brun da. Care muncește din greu și ajunge să fie primit bine de urși albi. Îmi spune da. Să am răbdare, să fiu bun și totul se va rezolva. Ea a muncit infernal toată viața, asta cu muncă multă și constantă mi-a rămas bine înfiptă în cap. Și aici întrebarea e clar că a fost vorba de o groază de muncă, să depășești toate obstacolele astea care au fost rasismul, sărăcia, că se leagă. Și acum... Două întrebări. Una e cum înfrunți frica asta legată de modul în care ești sau erai perceput? Și a doua întrebare e munca și toată aruncarea asta muncă, de fapt. Crezi că a fost o metodă de coping, de a învinge toate obstacolele astea, știi, să supracompensezi pentru ele? Sau? Nu. Nu cred. Nu, cred că e natural. Deci dacă stau și mă uit la maică mea, sunt același tip. Deci un nivel de energie foarte ridicat și nevoia asta de a te simți util. Deci nu, n-am muncit ca să demonstrez ceva. Am muncit din că
am nevoia să mă simt util. La mine utilul e similar cu binele. Dar, deci, nu cred că am trecut vreodată peste asta că sunt țigan și cumva, din cauza asta, am fost demonstrativ de foarte multe ori. Deci niciodată nu am știut clar, băi, stai, eu sunt apreciat fiindcă sunt foarte bun la ceea ce fac sau sunt apreciat că sunt un țigan care e mai bun decât ăilalți. De asta m-am simțit foarte bine în business. Și da, lumea în general spune despre mine, bă, că sunt activist, jurnalist, scriitor. Nu mă simt că sunt niciunul dintre astea. Simt sigur că sunt om de afaceri. Consultant. Da, nu, dar întotdeauna am avut un nas bun pentru a face bani și a căuta nișele bine. Eu m-am simțit foarte bine în IT, în afara țării, încă pe acolo nimeni nu... Adică eram bun, încă eram bun. Nu mai trebuia să mă gândesc, bă, stai, poate... E un fel de chestie, se simt vinovat și nu știu ce. Aici... În România tot timpul am avut treaba asta. Și acum, cu reacțiile pentru carte. Au fost niște reacții foarte bune de la niște oameni pe care și invidiez, încă scriu foarte, foarte bine și îi admir pentru că sunt oameni admirabili. Și... Tot mă râcăie chestia asta. Au spus chestiile alea super faine despre carte pentru că sunt țiganul ăla care a scris o carte sau pentru că, într-adevăr, sunt un scriitor bun. Și asta e întotdeauna o chestie în spate, în capul meu, pe care am încercat tot timpul să o întorc în pozitiv, că m-a forțat să fiu mai bun. Și am păstrat-o acolo, încă mă forțează tot timpul să... trag mai tare, să încerc mai mult, dar are și efecte negative, ți-am zis, partea asta demonstrativă a mea. Da, și probabil poate la un moment dat, momentul în care vom fi ok cu partea asta rasistă va fi când un puști de 19 ani care e rom, nu va mai avea dilema asta, nu? Da, pe asta sper. Bine, Fimiu nu are deloc dilema asta. Mm-hmm. Și Fimiu e exotic, știi, faptul că el e un amestec canadiano-țigănesc, e exotic din start, dar el n-a ezitat niciodată să spună că e țigan. Și o zice, băi, că e cool. Și cam toți colegii lui o recepționează, da, mă, e cool, e o treabă, e tare, uite, Chian e țigan, știi, deci o chestie de-a. Și asta e admirabil. Deci mi se pare foarte... Da, arată fain. Progresul. Da, da, exact. Da. Deci în loc, probabil eu la vârsta lui aș fi încercat să stau pe burtă cât de mult se putea. Da, păi mai avem un citat, zice așa, pentru primii 7 ani am fost copil, mutarea în Craiova m-a făcut țigan. Țigan e un termen peorativ, rom e cuvântul corect. Țigan am fost o grămadă de timp, am tras tare și am fost avansat la țigan de treabă, domn țigan rom, rom și de curând am fost miruit ca român și de o televiziune, așa că e oficial. Și după aia zice, în România de câțiva ani buni sunt cel mai des român, rom român, căci așa vreau eu, din când în când mai sunt și țigan ce-i drept, dar din ce în ce mai rar și de multe ori din vina mea. Din păcate sunt o mulțime de adolescenți și tineri rom care nu au norocul meu. Și aici o întrebare, cum te-ai defini în momentul ăsta? Nu știu cum mama mă tot întreabă cum aș defini și niciodată nu știu. Cred că obsesia asta de a încerca să fiu mai bun în fiecare an, adică să fiu o versiune un pic mai bună a mea decât versiunea de anul trecut. Iar pentru asta trebuie să-ți recunoști mărlăniile. Și greșelile. Da. Filozofia mărlăniile, primul rând, da. No. Și asta e un exercițiu greu, dar pe care m-am obișnuit să-l fac cinstit și m-a ajutat foarte tare. Adică să vezi mârlanul din tine, să-l examinezi așa rece, să vezi unde ar trebui să schimbi. Asta e o chestie care la început doare, dar după aceea e foarte util. O să discutăm un pic mai încolo, că asta va fi una dintre chestii
O să ajungem și la politică și este această acuzație a, nu știu, să zic nepotul, că el spune unchiul, domnul Ghinea, care zice că ți-ai creat o biserică formată din martori. Da. Acolo a fost o reacție de asta nervoasă, dar discutăm. Da, discutăm, nu, dar asta e una dintre întrebări, cum rămâi cu picioarele pe pământ. Nu e pericolul ăsta, nu? Da, să da, iei, clar, să te țăcănești la un moment dat și să nu mai ai această, știi, să te afunzi în confirmation bias. Toată lumea să zică, băi, ce bine le faci. Da. Mai era un citat, zice așa, străin, cred că ăsta e cuvântul care mă definește cel mai bine. Tot timpul am fost unul, deși nu întotdeauna m-am simțit așa. Sunt o amestecătură de țigan, este european. Greu să mă simt o parte a ceva. Și aici întrebarea e legat de identitate. Te simți în vreun fel? Cum te raportezi la ideea asta de român? De identitatea de român? Clar mă simt român. Deci nu am nicio ezitare acolo. Dar mă simt un român străin. Ok. Deci, în ce sens? Adică definește un pic ce înseamnă român străin. Nu corespund valorilor majorității, dar asta nu înseamnă că nu mă... Deci vorbesc română și sunt cel mai confortabil în română, îmi place foarte tare România și deci dacă aș putea să trăiesc în foarte multe locuri, fără niciun fel de problemă, și totuși vreau să trăiesc aici. Asta mă face pe mine român. Ce mă face străin e că sistemul meu de valori, evident, nu e majoritar, că sunt diferit în foarte multe feluri de media românului. Și asta mă face străin. Și nu crezi că e chinuitoare disonanța asta cognitivă între cele două? Cum faci să nu se depărteze cele două? Adică să echilibrezi sistemul tău de valori cu această identitate românească. Cam prin tot ce fac, asta încerc să fac, să echilibrez, adică încerc să schimb, să le apropii. Da, să fac tot ce pot eu încât să le apropii. Da. Hai să mergem un pic pe partea asta de cum te-ai decis să fugi din țară, să pleci și cum ai luat hotărârea de a fugi în SUA. Și asta e foarte interesant, periplul ăsta, Florida, Caraibe, LA, Chicago, Detroit, Dallas. Nu l-ai detaliat în carte și eram curios dacă poți să povestești un pic. Nu cred că a fost... N-aveam prea multe de ales în momentul ăla. Deci, clar, societatea mă respingea, nu aveam niciun fel de viitor. Și atunci... deși aveam o poziție bună, eram manager la una din firmele puternice din Craiova, dar m-am simțit respins și în Statele Unite a apărut o ieșire foarte bună și a fost o ieșire foarte bună. M-am simțit foarte bine, țin minte, eram cu Alin, ăsta era high, că fuma continuu marihuana. La un moment dat zice Alin, hai bă ce... Suntem noi sărași, dar uite, putem să fumăm ce vrem, avem mașini străine și învățăm și engleză. Mi s-a părut, da mă, uite, are dreptate, Alin, ne e greu, dar ne e mult mai bine decât ne-ar fi în România. Și așa a fost, Statele Unite, asta a fost. Până când mi-a fost incredibil de bine și am simțit că nu pot să mă adaptez la binele ăla. Mi s-a părut că că mă închid cumva. Și faza asta cu vasul de croazieră, care a fost povestea? Deci am plecat, deci erau chestiile astea cu... puteai să pleci pe vas de croazieră și era un contract de ăsta de... Nu mai țin minte cum era. Deci un contract. Da. Și plecai pe contract și stăteai pe vas. Dar vasul a fost așa, o... fel de vacanță, nu știu, m-am zis. Ai lucrat bine. Ceva, da, nu? Da, am lucrat, da. Dar a fost, da, ok, și... dar Chicago a fost dur. Cum ai decis Chicago? Michael Jordan, clar. Jordan? Da, deci Michael Jordan era în Chicago, am decis Michael Jordan, mă duc să-l văd pe Michael Jordan și l-am văzut. Deci Jordan rămâne GOAT, da? Nu, da, nu se discută.
LeBron nu are nicio legătură cu... Mai sunt vreo 4-5 în fața peste el? LeBron, da. Acum cine îți place? Uite, să divagăm un pic. Cine îți place acum din NBA? În afara ultimilor 4 meciuri, Kevin Durant. Mi se pare super jucător, dar a jucat execrabil cu Boston acum și au luat-o. Dar Kevin Durant mi se pare super jucător. Da. Bine, păcat că a plecat de la Golden State, el singur Golden State. Da. Da, nu știu dacă a fost cea mai bună alegere pentru el. Să vedem. Și cum ai trecut la zona asta de IT? Cum ai ajuns? Tot timpul am făcut IT, deci în școală, deci în liceu, aveam un laborator de informatică și aveam TMS-uri și am șters tastele de la un TMS ca să pot să lucrez, eram singur care puteam să lucrez pe el. Și am învățat programare pe la 16 ani. Și am învățat Zeus se numea, deci era cod mașină, destul de complicat. În mod normal ar fi trebuit să mă duc la automatică sau calculatoare, dar cum eu voiam să fac sport așa, când am trecut n-am putut să mă duc, deci clar a trebuit să mă duc către TCM, că să intra un pic mai ușor, deci au fost 19 pe loc la TCM atunci. Dar am făcut programarea asistată pe calculator în timpul facultății și mi-am petrecut practic cam toată facultatea, n-am făcut nimic altceva în afară de programare. Ok, deci erai pregătit pentru... Da. Și acolo ai lucrat la IBM? Da, am lucrat, am fost contractor, deci puteam, în state puteai să lucrezi pe salariu sau să fii contractor. Și când am aflat care era diferența de bani între contractor și salariu, bineînțeles că m-am dus pe contractor și am fost contractor și pentru IBM. Și am fost contractor și pentru Microsoft. Am avut mai multe... Deci, erau task-uri de ăștia. Aveai chestii între 2 săptămâni și o lună de contract în care tu câștigai cât ar câștiga un salariat în 6 luni. Ok. Și atunci deci era pe bază de proiect, dar era foarte bine plătit. Da. Și era pe ea, da, a fost o perioadă senzațională. Da, mai până a crehuit IT-ul în 2000, nu? Da, și am prins toată perioada aia, super bună. Și după aia te-ai întors înapoi, la un moment dat, în... Da, m-am întors înapoi în Craiova. Deci o luase în razna un pic în state. De prea bine. Da, era mult prea bine, da. Deci... Brusc am devenit bogat, deci bogat la standarde de bogat în state, adică nu eram bogat încă, nu aveam banii aia, dar câștigam foarte mulți bani și am avut un șoc așa, a fost ok, ce vreau eu, adică aveam o relație care se putea foarte ușor transforma într-o relație permanentă și am clacat un pic, a fost, băi, nu vreau asta. M-am întors înapoi, nu. Ce, ai închis complet toate legăturile cu SUA? Da, n-am închis. Tipa aia a venit în România, deci e o poveste pe care trebuie să poate o povestesc în cartea care vine. Deci a fost, o să fie în carte, dacă reușesc să mai scriu o carte, o să fie și povestea asta. Nu, n-am pierdut toate contactele, dar am fost hotărât că nu vreau asta. Nu vreau state și... Și după aia... Cum ai ajuns înapoi în Canada, nu? Că practic, adică ai plecat iar, a doua oară. A fost un șoc mare. Deci m-am dus la... Prietena mea era atunci, a avut un internship la Strasbourg cu Consiliul Europei. Și am fost la o recepție în care era Vasile Lupu. Vasile Lupu era un tip de la PNCCD care venea în rasism, costum popular. Da, la... de un rasism oribil. A fost poanta aia oribilă cu... Deci, la consulatul României s-a spus poanta aia, la ce sunt bun 32 de țigani. Să faci să pun 8x4 din ei. Deci 8x4, 8x4 era un brand de să pun cum era FAU, deci foarte faimos în perioada aia. Ok. Și cineva a zis gluma asta la recepție oficială? La recepție oficială la Consulatul României la Strasbourg. Deci Consulatul României la Consiliul Europei care se ocupa de drepturile omului. Deci o chestie de-asta oribilă. Și da, a fost o recepție de-asta scârboasă în care toți oamenii oribili din politica românească i-am văzut acolo. Și atunci am hotărât că plec în Canada. Mi-am depus actele pentru Canada și am plecat foarte repede, încă eram... Deci,
pe punctaj am ieșit foarte bine. Nu m-am așteptat să fie atât de repede. Și am plecat. Deci cred că a durat de când mi-am depus până când am plecat 5-6 luni ceva de felul ăsta, foarte puțin. Și asta era în ce an? În 99 și în 2000 am plecat. Deci în martie 2000 eram deja în Canada. Ok. Și aici are o întrebare. Cum la un moment dat virez dinspre IT înspre zona asta de... Adică cum ai ajuns să faci un master la, în diplomație în Malta? Tu zici, a fost total aiurea. Da, zici în carte, pe termen lung, investiția de timp până am specializat în schimbarea discuțiilor cu potențial de scandal a avut un rezultat neașteptat de benefic și a dus un masterat, la un masterat neașteptat în diplomație, vorba de scandalul în familie. Da, da. Deci cum s-a întâmplat partea asta? Deci eram, țin minte asta, eram într-un birou din Toronto, pe Bathurst, așa se numea strana. Și... în sensul, bun, nu mai vreau să fac programare. Deci, așa, eram să... Era un fel de burnout, sau... Da, nu știu dacă chiar burnout, dar pur și simplu, da, nu mai am avut chef, am simțit, bun, nu mai vreau să fac asta, nu-mi dă satisfacție ce fac. Și atunci am început să mă uit, hai să mă uit pe ce aș mai putea să fac. Și a apărut o chestie de asta, deci am căutat masterat și mi-a apărut treaba asta, încă era o bursă, posibilitate de bursă pentru masterat în diplomație în Malta și căutau IT-ști. Eu am căutat masterat IT, cred, asta cred că am pus. Și era un amestec între IT și diplomație. Okay. Că era deci tipul care a venit cu ideea e un tip genial, Curbalia, care a venit cu ideea de e-government. Mm-hmm. Da, și așa... În România nu prea a ajuns, dar... Da, da. Da. Noi vorbim în... Deci el a venit cu ideea prin anii 97. În sfârșit și am aplicat, deci n-am avut niciun fel de... Am aplicat total la iure. Și am primit că sunt... Deci că sunt acceptat, încă ei erau foarte interesați de un programator și un programator ca mine nu aplica, deci nu erau mulți care să aplice, plus că veneam din deci cetățenie română, că nu mi-a obținut să-i cetățenia canadiană. Și atunci ei au avut o finanțare pe partea asta, de la Swiss Development, parcă era, la elvețieni. Și așa am ajuns să fac masterul pe diplomație. Deci a fost complet random, practic. Da, total random, da. Zic, și te-ai mutat în Malta? Nu, deci începea... Nu, chestia asta a început... Deci aveau 2 săptămâni de... introducere, practic, a ceea ce făcea, iar restul tot era online. Și cu niște chestii destul de deștept dezvoltate, cu niște hiperlinkuri foarte fain, așa, cu un classroom online. Și așa, okay. I-am ajutat după aia și eu la dezvoltare, deci am făcut și programare pentru ei un pic. Deci s-au legat lucrurile bine. Da, foarte bine. Da, bun, și... academic mi-a fost foarte greu. De ce? Fiindcă nu știam, deci nivelul meu de engleză era bun pentru un programator în, okay. Da, prin Canada. E o prăpastie între programare și diplomație. Da, nu, între programare scris academic. Uh-huh. Și atunci a trebuit să studiez o grămadă, să învăț să scriu academic în engleză, ceea ce nu mi-a fost deloc simplu. Da, a fost un efort mare și m-am chinuit tare la asta. Ok, și după aia cum s-a ajuns la poziții în diverse, în ONG-uri și apoi în instituții internaționale? În Malta m-am întâlnit cu, cu mama copilului meu și ea lucrând pentru Diplo Foundation. Deci, practic, ea m-a selectat. Și... am început o relație acolo, ea fiind și ea tot canadiancă. Și relația aia, l-am avut, ea a rămas gravidă și atunci fiul s-a născut și am hotărât, ok, ne ducem înapoi în Canada, încă nu voia să nască în România. Ne-am dus în Canada și acolo iarăși am revenit la...
Deci am avut o perioadă în care, scurtă, în care m-am întors în Estul Europei. Deci ea era la Belgrad și eu am venit acasă, ne întâlneam foarte des. După aceea m-am dus în Ungaria și după aceea am încărat în Canada împreună cu ea. Și am reînceput să fac programare. Deci am lucrat pentru un contractor IBM, Eiskicker, Eiskicker se numea, cred. Da. Un fel de Planet Poker, dar la început. Ok. Și am lucrat pentru ei, bine, m-au plătit foarte bine. Și când Fimea a fost îndeajuns de mărit pe la un an, Hana a primit o ofertă să se mute înapoi în Malta și am aplicat și eu și am primit o ofertă să predau la instituție. Deci ei aveau un liceu cu profil de IT, pe programare. Era mai mult decât liceu. Era și liceu și post-licean. Fel de colegiu. Da, colegiu, exact. Și tot așa aveau nevoie de cineva să predea Java și m-am angajat acolo și n-aveam stare și tot scrieam chestii pe rom, pe... Deci eram foarte frământat de ce se întâmplă pe partea de rom și a apărut posibilitatea să aplic la o slujbă în Bruxelles. Și m-am aplicat la slujba aia, tot așa nu m-am așteptat deloc să o iau și era un ONG pe rom, gândit ca un fel de ambasada mișcării romilor la Bruxelles. Și în mișcarea romilor erau foarte multe tensiuni și brusc veneam eu total din afară și lor le-a convenit treaba asta. Plus știam IT, le-am făcut toate, deci website-ul, deci așa. Și am început să lucrez cu Comisia Europeană, mi-a plăcut tare. Am făcut o grămadă de chestii prin Bruxelles care m-au entuziasmat atunci și așa am ajuns în partea asta. Între timp, am investit banii pe care îi făcusem în Canada, i-am investit neașteptat de bine și aveam, în 2002-2003 am ajuns să am ceea ce eu numesc fuck you money. Deci unde a ajuns de mulți bani încât să nu trebuiască să-mi bat capul pentru 5 ani. Ok. Și atunci m-am relaxat. Deci a fost o treabă de asta. Am zis, ok, hai să văd ce aș vrea eu să fac. Și cum a apărut dezvrăjirea asta de Bruxelles? Cum ai spus tu, ai la un moment dat să zici că e bla bla geală, nu? Da, păi... Disonanță cognitivă a fost, că vorbeam foarte mult de sărăcie, de cum ar trebui să rezolv problemele de sărăcie și de fapt nu se întâmpla nimic, oamenii aia nu interesau, adică asta vorbeau, dar erau interesați de salariile lor enorme, de plimbări, de vacanțe, în niciun caz nu eram interesat să rezolve ceva. Și am avut treaba asta, vreau să fiu la fel ca ei sau, adică, să accept că sunt un ipocrit să-mi văd de, adică dau din gură sau aș vrea să fiu altfel? Deci zic că vrea să fiu un pic altfel și m-am întors în România. În ce an s-a întâmplat întoarcerea? M-am întors în România în 2005, dar am mai avut contracte, mai lucram cu Comisia Europeană, am lucrat cu Open Society Institute. Și am renunțat total, cred că prin 2009. În 2009 m-am înfuiat și am zis, bă, ăsta e un circ, nu vreau să mai am nimic de-a face. Că... Da, culmea e că cumva oamenii ăștia zic că fac ceva, adică e și faza asta ironică, știi, zici că ajuți, dar de fapt e doar vorbărie, știi? Adică nici măcar, mi se pare că cumva într-un fel e și mai toxic, știi, că sunt multe resurse băgate în ceva în care nu împinge lucrurile în nicio direcție, nu? Păi, sau foarte puțin. Da, ei sunt interesați să muncească cât mai puțin, să câștige cât mai mulți bani. Bine, asta e o tendință naturală, cred. Dar nu... Deci, proiectele lor sunt practic aceleași. Ei știu foarte bine că nu funcționează, dar nu interesează treaba asta. E cât de ușor e. Dacă ai un proiect similar cu proiectul așa, știi
că toate ticurile sunt acolo, bifez deja foarte puțin timp. Da, și aici ajungem la partea asta, în sfârșit ajungem la, și la ce ai făcut. Practic ai început să faci voluntariat în ghetoul din Ferentari, nu? Da. Asta a fost începutul? Cum a fost începutul, de fapt? Care au fost primii pași? M-am dus acolo ca să văd cum e. Și practic am stat în ghetou să văd cum e, ce se întâmplă acolo. Și a fost destul de dur la început. După aceea mi-am dat seama că, ok, copiii ăștia nu se duc la școală. Am încercat să conving părinții să-și ducă copiii la școală. După aceea am găsit un stimulent pe partea asta cu să, știi, ca să primești indemnizația pentru copil. Am spus că na, dacă nu se duc la școală, e puțin probabil că mai pot să-și ia indemnizația pentru copil. Atunci asta a motivat câțiva părinți și încet, încet, na, nu știu cum am ajuns, unde am ajuns. Deci așa, pași mici, văzut ce ai greșit în fiecare zi, încercat să rectifici și cu... Adică, și accept că ce e în fiecare zi cumva, fără, încerc să nu te enervezi, să nu renunți. Da, păi cred că și aici momentul critic bănuiesc a fost atunci când te-au dat afară din școală, da? Când v-au dat afară din școală. Au fost multe momente critice, nu? Ăla... Cel mai recent, să zicem. Da, ăla e așa o parte. Care au mai fost nasoale? Au fost multe. Au fost băgat în portbagaj amenințat de traficanții de droguri, amenințări de tot felul, mi-am luat o tonă de amenințări. A fost multe momente grele, dar au trecut. Deci, practic, sunt o croază de oameni care profită de situația de acolo, din ghetou, și care n-ar vrea să se schimbe, nu? Da, da, absolut. Că sunt, adică, cei mai ieftini vânzători de droguri sunt acolo. Și riscurile pentru cei care controlează traficul de droguri e foarte mic. Că tu dai la niște oameni super vulnerabili să-ți vândă drogurile. Și apoi e prostituția, deci fetele tinere vin droguri la greu, deci se și prostituează și vând droguri, profitul e maxim. Și aici e vreun progres? În... Da, clar. Deci, e un progres și na, la un moment dat am strânit furie printre pești și traficanți de droguri. Și atunci au fost câteva momente grele. Care, na, am trecut. Da, aici e cumva că și Casa Bună și Integritate pe Bune sunt două proiecte în care practic încerci să compensezi niște slăbiciuni sau ineficiențe ale statului, nu? Practic, peștii și traficanții ăștia de droguri ar trebui să fie controlați, se spunem, de poliție, nu? La fel ar trebui și pe partea asta politică. Și aici... Eu nu mă gândesc așa, nu. Eu mă gândesc ce pot eu să fac. Deci partea asta, cine e responsabil, de la maica mea nu mi-a acceptat niciodată scuze. Deci nu mi-a acceptat, stai că nu sunt eu vinovat, e vinovată profa de română că e rasistă și mi-a dat notă mică. Nu sunt eu vinovat, e... Nu. Și a fost, băi, tu trebuie să faci tot ce poți tu să schimbi, să simți că ai făcut tot ce poți, că să schimbi. Restul nu depinde de tine. Deci senzația ta e că schimbarea va veni de jos în sus. Așa cred. Deci eu cred că dacă am fi mulți oameni care am încercat să facem un pic de bine în jurul nostru, atunci schimbarea veni mult mai repede și am obligat politicienii să facă același lucru. Da, pentru mine citatul care mi se pare că definește cumva, ar încerca să definească discuția noastră din carte, e următorul. Ce contează pentru mine? Că nu am reușit să fiu implicat într-o schimbare semnificativă la nivelul societății românești. Că nu am reușit să transform ceea ce fac în ghetou într-o practică mai extinsă și sistemică. Că nu reușesc să schimb semnificativ comunitățile rome și nici antițiganismul din societatea românească. Însă să dau vina pe politicieni, corupție, rasism, sistem sau orice îmi este comod. Și continui să spui că practic vei încerca să faci în continuare schimbările astea. Și aici
E o întrebare, unde ești în procesul ăsta de a scala lucrurile? Vreau să fac tranziția asta către politică și către cum se dezvoltă lucrurile legate de Casa Bună. Și nu ai senzația că totuși fără politică e aproape imposibil să schimbi lucrurile într-un mod macro? Nu, și mi se pare că am făcut foarte multe progrese. Deci, să treci de la 10-15 voluntari la 400 și ceva e... Ok, păi hai să dăm niște repere. Practic, Casa Bună a început cu o mână de oameni? Da, nu, Casa Bună, de fapt, ce am reușit, pe undeva prin 2017 am început să atragem din ce în ce mai mulți voluntari. Deci lumea a auzit mai mult de ce făceam noi la școala 136 și a fost treaba, cred că ce a funcționat foarte bine a fost partea asta că noi eram complet voluntari, banii de care erau nevoie veneau din buzunarul meu și dacă voia cineva să ajute cu ceva, nu se putea decât doar dacă veneai și vedeai ce facem și tu hotărai ce trebuie făcut. Deci nu puteai să-mi dai mie bani, să te simți bine, bă, stai că ți-am dat ție bani, cumpără tu alea și mai rezolva. Nu, trebuia tu să faci treaba asta. Și cred că chestia asta a prins foarte bine într-un cerc de oameni care aveau nevoie să vadă asta, să simtă la fel. Și pe grupul ăla a început să crească grupul. A venit din ce în ce mai mulți și ne-am mutat. Deci ocupam întregul etaj al școlii, deci 5 săli de clasă. L-ocupam în fiecare sâmbătă și duminică. Deci făceam teme la greu. Și începusem bine, îmbrăcam, încălțam o grămadă de copii, aveam masă caldă pentru copii, deci făceam mult. E, și asta până când am devenit o amenințare pentru primarul de atunci, un nemernic, care a domnul Florea. Da, domnul Florea, care a zis, bă, ia să fac eu o mică șmecherie, îl dau pe ăsta afară, dau de la bugetul local 2 milioane și nu știu cât de... Era jumătate de milion de euro. Dau să facă alții exact același lucru cu exact aceiași copii. Tot acolo, felul ăsta îi scot pe ăștia afară și plătesc niște oameni. Deci, bineînțeles că aia deci, a durat, nu știu, 3-4 luni și a dispărut. El este, Curtea de Conturi a spus că banii au fost dați ilegal, deci nu pot să-i facă nimic, că e parlamentar, dar o să îi se spargă în rău în cap chestia aia. Și m-au dat afară și cu ajutorul a două ONG-uri foarte cunoscute, care pentru ca să pună, deci ca să aibă accesul la banul public, au zis, lasă-mă, mergem cu primăria, lasă. Au făcut un mic pact cu diavolul. Da, exact. Și atunci m-am simțit foarte dezamăgit și așa, trădat. Am zis, bă, dar sunt prost, am cheltuit o grămadă de bani să fac chestia asta. N-am mai avut weekend-uri, deci eu din ce am avut din 2000, cred că undeva 2009, până atunci, deci fiecare weekend al meu în timpul școlii era ocupat. Deci n-am avut niciun weekend liber. Și în timpul vacanțelor, marea majoritate. Deci aveam, practic munceam non-stop. Și cheltuială și înjurături și dintr-o parte și din alta și de la profesori care se simțeau amenințați că stai mă că ăștia, dacă stau ăștia aici, demonstrează că de fapt noi suntem proști, că nu ne facem treaba cum trebuie, traficanții de droguri la fel, mamele copiilor sau tații copiilor care credeau cumva că noi facem bani din chestia asta. Că... Deci am zis, bă, știi ce aia... Mă duc să-mi fac și o vacanță Maldive, să mă simt și eu bine. Și am scris o chestie și la treaba aia au răspuns peste 1000 de oameni într-o noapte. Atunci am hotărât, bă, stai că nu ar trebui să renunț. Și am cumpărat o casă, care e cea mai bună investiție pe care am făcut-o eu din punct de vedere satisfacție. Deci am dat 164.000 de euro... Dar am simțit o mega satisfacție că am făcut treaba asta și am crezut că o să dureze vreun an până când facem, o punem la punct, o aranjăm în așa fel încât să fie funcțională și a durat o lună.
Și am avut în fiecare zi, aveam 10-15 oameni care făceau ceva în casa aia, oameni pe care nu-i văzusem niciodată. Și a fost așa o explozie de hai să facem, hai să demonstrăm mărlanul ăla de primar că nu poate să facă chiar ce vrea el. Și așa s-a născut Casa Bună. Deci așa am... Ok, și acum proiectul de la Nucșoara și școala de meserii? După aceea s-a mărit. Deci, s-a mărit, încă am avut din ce în ce mai mulți voluntari, ne-am dus în satele din Argeș și am început să instalăm computere peste tot prin satele alea. Acum avem undeva la 500 de computere instalate. Trebuie să pregătim o echipă de IT, să pregătim softuri, să ținem copiii în școală în perioada pandemiei. Deci, spre deosebire de tabletele de la stat, da. Computerele astea au și ajuns da, la ei. Da, și nu mai a ajuns și funcționează. Deci nu ca tabletele care se pot sparge oricând. Și noi am avut echipă de IT care rezolvă de zilnic, cred că au minim 10-15 flaguri pe care trebuie să le rezolve. Pe care altfel, deci în sistemul online românesc, tu n-aveai echipă de IT care să te ajute. E, și toate chestiile astea s-au crescut așa, s-au tot crescut și acum am ajuns în o mică industrie. Suntem ca un IMM, prindere medie și mijlocie. Da. Cam așa suntem. Și... Da, întrebarea aici, cum crezi că s-ar putea scala lucrul ăsta la nivel... Păi, început, eu cred, numai în scalări organice. Deci, noi avem deja două locuri în care se întâmplă scalarea asta. Deci, voluntari care au fost la noi, au văzut ce facem, cum facem și au lucrat cu copiii, care au zis, bă, hai să facem treaba asta și la noi. Deci, unul e Sunt Petru, lângă Brașov, și unul la Sibiu. Și avem acum de la Timișoara, Craiova și Constanța, grupuri... Treaba e să ai o comunitate îndeajuns de mare ca să poți să faci ce facem noi. Încă nu sunt numai teme, nu sunt numai computere, sunt și controle medicale, controle oftalmologice, dus la dentist, acte, deci, încălțat, practic, ajuți zonele unde familia și școala dau fail. Da. Apropo de asta, cartea, toate sumele obținute duc către... construcția grădinițe, grădinițe bune. Da. Deci noi facem grădinița asta sâmbătă și rezultatele sunt mult peste ce m-am așteptat eu și eu sunt un tip destul de sarcastic și cinic și nu m-am așteptat să avem rezultate atât de bune și acolo sunt niște femei senzaționale care au făcut un mega efort, Corina, Anca, sunt multe. Și am hotărât să încercăm să facem grădinița asta în tot timpul, deci să avem 6 zile pe săptămână, deci și sâmbăta, da, și celelalte 5 zile, că în felul ăsta o să avem un mega impact. Deci copiii care trec prin grădiniță au o super șansă la școală. Copiii care nu trec prin grădiniță pornesc un handicap enorm. Da, și ce să vezi, copiii din medii defavorizate nu prea ajung la grădiniță. Păi nu ajung că nu pot, că părinții nu știu cum să înscrie, nu au actele necesare, sunt urâți cu spume de directoarele de grădiniță care nu vor să aibă păduchioși și nu știu ce la ei în grădiniță și atunci înscrierea e foarte puțin probabilă. Și unde va fi grădinița bună? Păi să vedem acum, depinde cât de, dacă reușim să strângem îndeajuns de mulți bani din vânzarea de carte, atunci probabil o să fie undeva lângă Casa Bună, dar să vedem. Mm-hmm. Încă nu e definitivat, nu? Nu e, nu. Dar s-au vândut? Nu știu că ai zis. Da, am vândut. Deci suntem, în România un bestseller e 5.000 de cărți și am trecut bine de... Nu se pare asta extrem de ridicol? 5.000 da, de cărți la... Da, e super ridicol, da. Adică... Da, consumul de carte e ridicol. Da, bine, da. Mai trebuie o carte despre Nuțu Cămătaru care să vândă vreo 60-70.000 de... Da, da. De exemplare să mai ridice piața. Da. Da, e oribilă treaba asta, dar asta e. Nu, noi am vândut, suntem undeva aproape de, cred că de 9.000 acum. Deci e aproape de target, nu? Cât a fost tirajul? Nu, targetul e 20.000. Ah, da. Ok.
mai e ceva până acolo. Mai e, da. Deci, da, cine se uită, puteți să o luați de unde se poate lua. E și la IMAG și la Humanitas și acum și la Cărture. Și toți, niciunul dintre ei nu ne iau niciun ban pentru și pentru cartea e scoasă cărții. În regie proprie, da, nu? E scoasă în regie proprie. Am scos-o la un cost minim. Ok. Hai să trecem acum și la politică. Da, sigur. Cum ai ajuns prima oară în experimentul tehnocrat, să-i spunem, în 2015, nu? Am făcut o mare greșeală acolo. Deci eu eram, eram la World Vision. World Vision era, e cea mai mare organizație non-guvernamentală care lucrează cu refugiați, cu un buget de ăsta enorm de 4 miliarde pe an, deci e o organizație foarte mare. Și eu eram director regional pe advocacy, deci mă ocupam de 15 țări. Și eram pe o traiectorie foarte... Deci mă trimiseseră... Deci fusesem cel mai rapid dintre toți angajații pe care i-a avut SRE, trimiși la cursul lor de leadership, deci să devii... Erai pe calea promovării... Da, foarte rapidă și eram plăcut de foarte multă lume, că venisem cu... implementasem o nouă structură de gândire a organizației. Deci eram foarte bine văzut acolo. Și în același timp eram cer european, deci reprezentam Europa într-un board al UN-ului. Uh-huh. Și bun, lucram cu refugiați, deci era problema refugiaților din Siria, călătoream mult în Liban, și granița dintre Turcia și Siria. Și am scris eu un articol cu câteva săptămâni înainte de colectiv în care spuneam că singura șansă să mă bag într-o chestie politică ar fi dacă ar fi un guvern tehnocrat. Și m-au sunat, deci după... Dragoș Tudorache, și el lucra la comisie pe partea asta de refugiați. Mă întâlnisem de două ori cu el, mă certasem cu el, deci îl făcusem de torahatul pe o parte, tot așa, pe refugiați. Și când a ajuns șeful cancelariei, m-a sunat și mi-a spus, bă, hai că pe partea asta de refugiați avem mare nevoie de ajutor, hai în partea asta. Am spus la servici, băi, uite, da, aș vrea să fac treaba aia, țin minte, aveam șefa mea, era o australiancă, mi-a zis, bă, faci o greșeală mare, dar uite, deci noi îți păstrăm, îți punem în freeze pe un an postul și vin înapoi, deci dacă simți că e prea greu, vin înapoi, lasă-i treaba lor. Dădusem și două concursuri, unul la Comisia Europeană pe care îl luasem și unul la Consiliul Europei pe care l-am luat, deci am luat prima fază și a doua fază s-a întâmplat în martie și a fi început slujba în aprilie. La Consiliul Europei era o poziție foarte importantă, dar era tot pe romi. Și am stat în guvernul tehnocrat, am stat... Și la un moment dat, bine, am avut o problemă medicală. Mi s-a recomandat să... Deci asta se întâmpla în august. Mi s-a recomandat să o iau, să o las moale. M-am dus în Canada să am făcut o mică operație. Și după aceea, când am venit înapoi, am stat de vorbă cu Dacian. Am zis, bă, îmi trebuie o asigurare medicală țeapănă pentru ce... Și aș vrea să mă duc la Consiliul Europei. Aia au fost de acord, deși, ți-am zis, slujba mea era... validă din aprilie și în septembrie m-am dus la Consiliul Europei. Și ai plecat, practic. Și experiența, da. Cum a fost cele, cât a fost, 9 luni sau cât a fost? Din decembrie a fost, da. Din decembrie până în august. Nu, până la sfârșitul august, da. Și ai fost și la Ministerul Muncii, nu? Da, am fost secretar de stat la Ministerul Muncii, da. A fost foarte dură experiența, nu m-am simțit niciodată mai prost profesional decât m-am simțit acolo. M-am simțit inutil. De ce? Sistemul e blocat. E un sistem gândit de PSD și PNL, un sistem de pile și nepotisme, foarte corupt. Și m-am așteptat la un management de tip normal și mi-am dat seama că nu aveam niciun instrument. Deci toată lumea era evaluată excelent.
Deci ei se evaluau unul pe altul excelent, că toți erau cumva rude. Deci bărbaxul o evaluare și atâta timp cât ei au indicativul ăsta excelent, tu nu poți să, nici să-i schimbi, nu poți să faci nimic. Și m-am prins, bă, stai, că ce vreau eu să fac, deci nu am cum să o fac în intervalul pe care îl aveam. Și aia a fost un șoc mare. Ai încercat tu, dacă nu mă înșel ceva, un plan antisărăcie? Da, am scris un plan antisărăcie. Na. Am avut o fel de ambiții. Bine, mi-au și reușit câteva chestii, deci am reușit să introducem niște standarde. Nu a fost rău, dar am fost foarte departe de ce mi-aș dori să fiu. Ok, și după aceea povestea din 2019, trecem un pic peste timp, ajungi... Te-ai înscris în plus la un moment dat? Da, nu, am fost în România 100, am fost okay. Între cei 9 care au gândit plusul. Mm-hmm. Și da, m-a ajutat foarte mult la treaba asta. Ceilalți 8 sunt încă în USR sau nu? Unul numai, na. Okay. Deci 7 din 9 sunt în 7 plus. Sunt acolo, na. Nu, 6. 6, 2 au plecat. Mm-hmm. 2. Și sunt foarte influenți, da. Și am, deci m-a mai rămas Puslaru, Dacian, Tudorache, Anca Dragu, Alin Mituță, care e MEP, și Vlad Voiculescu. Uh-huh. Ah, și Liviu Iolu era. Și Liviu, care și el e purtător de cuvânt pe la Renew, deci e bine. Da, și am avut, când a apărut plusul, am intrat la vreo lună după ce a apărut, o lună și ceva, o lună jumate, cred că am intrat în plus și am ieșit în 3 săptămâni. Mai fusese vreodată într-un partid politic? Nu, niciodată, nu. Deci asta au fost cele 3, ai fost membru de partid 3 săptămâni? 3 săptămâni, da. În perioada dinainte de 89 n-ai avut nimic, nicio tangență? Nu, nici măcar utecis n-am fost făcut, încă frate mi-a încercat să treacă la Sârcu. Bun, și ziceam și tot fel de bancuri cu Ceaușescu, că aveam gură mare. Ok. Și acolo iar e o discuție, domnul Ghineate a acuzat că au topit niște afișe cu tine, erai pe lista de europarlamentari. Nu, dar are dreptate să mă acuze pentru asta, da. Adică atunci te-ai răzgândit, practic, erai... Nu m-am răzgândit, am povestit treaba asta. Mm-hmm. Ce s-a întâmplat acolo, deci eu ar fi trebuit să fac... Deci dintre toți care erau în plus, eu eram singur care aveam experiență pe campanii, câștigasem câteva premii internaționale, deci eram chiar bun pe treaba asta. E, și nu am vrut să mă bag nici la alegerile europarlamentare, a fost, Dacian a spus, băi, trebuie să ne băgăm mai mulți ca să tragem lista în sus, să fim vizibili. Și eu m-am înscris pentru alegerile europarlamentare în ultima zi, după o discuția pe care am avut-o cu Dacian. E, după treaba aia, deci am ajutat să strâng semnături, am strâns cele mai multe semnături, deci m-am stat pe stradă o grămadă, deci am făcut tot ce ținea de mine, așa. Și în campania electorală, timp de 7 zile consecutiv, n-am reușit să vorbesc cu șeful meu de campanie. Eu trebuie să fac campanie. Atunci am zis, bă, stai că, bine, a fost și un incident de ăsta rasist, a scris un dobitoc pe grupul ăla, era un grup de WhatsApp, numai pentru... candidații la europarlamentare și a scris unul, neștiind că și eu sunt pe grup, bă, dar iarăși, parcă e pentru român, nu și pentru țigani chestia asta. Și m-am simțit așa și dezamăgit și nu reușeam deloc să înțeleg cum funcționează și disciplina aia de partid mi se părea. Și de ce n-ai vorbit cu șeful de campanie? Mi-a răspuns la telefon. Da. Sper, foarte funcțional. Da, foarte funcțional. În sfârșit. Și-a cerut scuze, așa, dar bă... Putem să zicem cine era șeful de campanie? Da, da, Vlad Voiculescu, care sunt chiar amic, deci nu. Ok. Și încă o dată, deci... Atunci te-ai retras, practic, nu? Da. Și ai demisionat da, și din plus? Da, am continuat să le fac campanie. Mm-hmm. Da, am demisionat da, atunci, da. În momentul ăla am demisionat din plus.
Dar da, ai continuat practic să îi susții la alegerile alea. Da, și nu numai asta, am contribuit financiar masiv, deci și m-am dus, am făcut training-uri cu el, am făcut o grămadă de lucruri. Ok. Și dar nu mai am vrut să fiu în partid. Deși, deci am plecat din poziție de conducere, eram în birou național, nu Consiliul Național, dar ce am își dori să fiu în birou național, am refuzat atunci când am zis, bă, nu mă interesează asta. Da? Ok. Și a mai fost o încercare în decembrie 2020? Da, aia a fost, iarăși mi-o reproșez, încă a fost făcută la nervi. Deci m-am supărat foarte, foarte tare de non-campania pe care a făcut-o USR-ul și PNL-ul la sectorul 5. La Sărița Îndrăca a ieșit piedone. Am zis atunci, bă, am făcut o greșeală, ar trebui să fi încercat mai mult să fi candidat, încă în felul ăsta rupeam măcar o parte din voturile pentru piedone și poate ieșau ăștia lanți. La locale și piedone, da, ca să clarificăm, da, în septembrie 2020. E, și din asta s-a generat așa o chestie emoțională, au fost, nu știu, 12.000 de oameni care au reacționat, deci foarte mulți. Au zis, bă, hai să facem, hai totuși, uite că sunt alegerile acum și te pregătești și așa. Și am zis, ok, bun, hai să facem treaba asta. Și când am zis treaba asta, Plusul a reacționat rapid și a zis, bă, stai, că hai candidează cu noi. Și am zis, mi-a oferit să mă duc să candidez la Sibiu. Și am zis, bă, dar aiurea cum să mă duc să candidez la Sibiu, deci dacă ar fi de candidat, aș candida aici, în Ferentar, unde, stau, că da, unde am cea mai, adică are logică. Mi-au spus, bă, da, știi că noi deja am făcut alegerile interne, nu poți să candidezi în Ferentar. Zbun. Și m-am gândit, ok, hai că e o perioadă bună, hai să punem un pic de presiune pe partid ca să facă chestiile, să nu mai facă același greșel pe care le-au făcut la alegerile locale de sunt mai. Și am scris o chestie și lui Dacian și lui Barna, bă, uite, chestiile astea reparați-vă și eu mă retrag. Am strâns semnăturile total neașteptat, deci nu m-am așteptat să strâng semnăturile în niciun caz, încă am avut, timpul a fost foarte mic. Și am strâns semnăturile în 7 zile. Și să zicem că pentru independenți nu e atât de... Da. Regulile nu sunt atât de... Nu, și să stai fair pe stradă... Și au fost practic zeci de oameni care au stat pe stradă în fiecare zi să strângă semnături pentru mine. Și am cerut lui Dacian și Barna, bă, hai, faceți chestia asta. Ei nu s-au așteptat în primul rând să strâng semnăturile, am strâns semnăturile, asta a fost un șoc. Și după aceea... Era clar, bă, stai că chiar prinde chestia asta, campania mea chiar funcționează și au decis, ok, hai să spunem, să negociem practic. Așa. Și mi-au propus o chestie care era foarte departe de ce le cerusem eu, dar am zis, bă, hai, oricum e mai bine decât nimic și renunț. Și când am zis că renunț, mi-au sărit toți voluntarii în cap, bă, cum adică renunț, în primul rând nu ți-au dat ce ai cerut, deci asta e o vrăjeală. Și îți bagi joc de noi. Deci am muncit degeaba, noi ne-am pus toate speranțele astea că facem și tu te retragi. Ce le ceruse-i, apropo de... Chestii pe care le cer și acum. Deci să nu mai aibă cu mult de funcții. Deci lucruri care au ajutat foarte mult partidul. O am pe undeva. Deci fără cu mult de funcții, să restrângă numărul de mandate posibile pentru ei, să... Chestii... Da. Tot niște chestii din asta de etică, deci, și integritate. Da, deci să ai niște indicatori de performanță pentru parlamentari, cheltuirea la transparentă a banului public, deci tot banul public. Așa. Deci chestiile pe care nu le aveau funcționale și nu le au nici acum, că nici acum n-au reușit să ne arate cum cheltuiesc ei banii publici. Au promis, da, așa. E, și cam asta a fost. Și, nu. De fapt, greșeala mea cea mai mare a fost că am spus, băi, hai că încerc o candidatură, dar încerc candidatura asta doar dacă se înscriu cât mai mulți oameni în USR Plus la sectorul 5. Și am zis, bă, dacă vă înscrieți 400 acolo, clar avem o șansă. Bun. E, și greșeala, deci ce s-a întâmplat acolo, eu le-am spus celor de la Plus, bă, nu anunțați chestia asta, ei au folosit treaba asta ca un boost pentru ei.
Și au zis, bă, ăsta a intrat în partid. Eu l-am spus, nu spuneți, încă trebuie să mă retrag dacă ea 400 nu intră și o să arate rău. Dar bun, na, ei s-au folosit de oportunitate să atingă, să-și atingă un pic. Chestia și s-au gândit că nu o să mă retrag, deci că na, m-au prins cumva și că o să dea foarte prost dacă mă retrag. Și nu s-au strâns, m-am retras. Și lumea a zis, bă, nu ne interesează să intrăm în plus, ne interesează candidatura independentă. Și cum a fost povestea cu voturile lipsă și cu tot bă, procesul de după? Bă, oribil a fost. Deci, da. Aia a fost o chestie foarte dezamăgitoare, din nou pentru USR. Că, deci, noi am făcut 19 cereri de renumărare. Okay. Din primele 3 am câștigat 46 de voturi și am rămas la 16 voturi diferență. USR-ul fiind în toate locurile, deci apăream ferentari într-o grămadă de locuri că nu mai ar fi votat nimeni, ceea ce era imposibil, plus aveam oameni care ne-au spus, bă, deci am votat acolo, am fost doi care am votat și apare zero, deci n-are cum să fie așa. Și USR-ul a blocat renumărarea, deci a votat împotriva renumărării, încă ei câștigau doi parlamentari de București, dacă pierdeam eu. În ciuda faptului că, evident, eu m-aș fi retras dacă aș fi câștigat, că îmi convenea mai mult să câștige doi parlamentari. Da. Dar a fost foarte dezamăgitoare chestia aia. S-a tăiat acolo încă, știi, una e, bă, fiecare vot contează, noi votăm pentru așa. Dar atunci ai avut un contact cu liderii din USR? Nu, mi s-a făcut silă atunci, deci în momentul ăla mi s-a tăiat. Da. Cei din PNL au susținut foarte tare renumărare, încă lor le convenea. Da, erau și atunci am știut exact ce s-a întâmplat. Da, bine, aici trebuie să facem precizarea asta că tu spui că USR e mult mai ok decât celelalte două. Da, pare că... Da, indiscutabil. Dar că asta e una dintre chestii. Știi, mulți zic, băi, nu e productiv ce faci. Critici USR-ul, care e mult mai bun decât alternativele și practic îi bagi pe toți în aceeași troacă. Știi, asta e unul dintre argumentele. Da, care e un argument fals. E un argument fals. Demontează-l, te rog. Păi dacă te uiți la postările mele și la toate articolele scrise, sunt 9 la 1. Adică sunt 9 despre PSD-PNL și 1 despre USR. Deci nici măcar nu e cât de cât balansat. E o disbalans enorm. Și din cauza asta, încă într-adevăr, ei sunt mai buni. Dar acum, deci, chestia asta mă sperie. Deci, discursul ăsta, bă, stai, nu cumva zi de rău de noi, că noi suntem cei mai buni, e discursul pe care l-am auzit și cu FSN-ul, l-am auzit și cu Convenția Democratică, l-am auzit și cu PSD-ul. Deci, e același discurs, manipularea asta nesimțită, mă irită, dar în sfârșit asta e, atâta știu, atâta fac. Și aici mai e o altă linie de argumentație. Zice, dom'le, cum răspunzi celor care zic că nu e corect să critici, dar să nu te implici personal într-un proiect politic? Fie, știi, asta, ok, sunt absurde, dar eu le zic că sunt. Știi, faza e oricât ar părea de absurde. Tot apar argumentele astea pe bulele astea social media, știi? Asta înseamnă, de exemplu, să nu discuți despre soare dacă nu ești astrofizician, să nu... E o aberație, dar foarte multă lume... Și asta e cumva ciudat. Asta mi se pare cumva ciudat. Multe dintre aceste fracturi logice primesc mii de like-uri și comentarii, sute de comentarii apreciative din zone... Păi încă nu suntem educați să gândim critic. Adică asta e, și e treaba asta de secte. Noi suntem foarte buni în a crea secte. Secta e de felul ăla. Deci noi suntem minunați, restul sunt niște dobitoci, orice atac împotriva unei, un atac împotriva tuturor și așa mai departe. Nu-ți acceptă secta, nu funcționează pe critică în niciun fel. Și atunci ai senzația că USR se transformă pe alocuri într-o sectă? Nu, este o sectă. Este o sectă. Da. Ok, și întrebarea a doua în siajul ăsta e, mai e USR o soluție alternativă realistă la mastodontul PNL-PSD în contextul ăsta sau nu? USR-ul are încă mulți oameni buni.
au un... la nivel declarativ, au continuă să aibă declarații foarte bune, ceea ce face foarte, adică face corupția foarte, foarte improbabil. Și de asta cred că încă sunt o alternativă, că nu mai sunt alternativa, o alternativă la fel de bună pe cât păreau că sunt, asta e indiscutabil, dar sunt în continuare mult peste PNL și PSD, dar din păcate poți vedea o, un tip de PSD-izare și în, și în USR. Și în contextul ăsta, următoarea întrebare e, crezi că ar fi de bun augur o scindare a USR în cele două, păi, cred că se scindează, nu cred că... Formală, să-i spunem, două partide separate. Da, da, cred că o să... Deci nu cred că există vreo șansă să, să nu se scindeze. Deci crezi că și crezi că e parcursul logic, să-i spunem, ca tabăra, să-i spunem, nepesedizată din USR să iasă din partid? Sau... Nu, că, da, stai puțin, că nu cred că... Una din tabere PSD-izată și alta nu e PSD-izată. Mai puțin cred... PSD-izată. Nu, nu, cred că ce s-a întâmplat acolo e orgolii foarte mari. Okay. Și ca să conserve câștigul pe care l-a avut, s-au dus într-o direcție aiurea. Cred că, o... deci dacă se rup, cred că îi va ajuta ambele tabere, sau s-ar putea să fie trei, să, să-și revină. Adică nu cred că sunt oameni răi intenționați sau care chiar își doresc să meargă pe aceeași pași ca PSD-ul. Nu, nu cred deloc asta. Dar cred că din cauza tensiunilor interioare, deciziilor catastrofale manageriale și mai sunt și alte motive, au ajuns în situația asta. Deci mai degrabă o situație în care e mai mult vorba de orgolii personale care au deraiat niște intenții bune ale tuturor, da, și un proiect ok. Exact, da. Și inabilitatea de a lucra în echipă. Da, asta cred că e una dintre tarele societății noastre în general, nu? Nu, e una dintre tarele politicii noastre. Nu? Cred că societatea e mai ok la... Da, mult mai ok. Mult, da, mai ok. Bine, ai contraexemplu ăsta practic pe care îl dai, nu cu Casa Bună, spre, da, exemplu. Da, exact. Hai să vorbim de celălalt proiect de integritate pe bune, în care practic te-ai apucat cu o sută de alți voluntari, dacă am înțeles, da, corect numărul, să luați CV-urile, declarații de avere și de interese ale parlamentarilor și, da, ale urmelor lor, da, și să le puneți într-un raport. Nu ați făcut cu 50 de oameni deocamdată? Da, primii 50, da. Care a fost declicul inițial să citești CV-uri și să le analizezi? Ai început undeva acum câțiva ani prin... Strict pe CV-uri, pe documente, da, publice, am început total aiurea. Așa. Deci a fost un accident masiv. Uh-huh. De ce m-am uitat după... era un deputat de la PNL, nu mai țin minte cum îl cheamă, unul tânăr, își făcuse facultatea pe la Arad, vine familia lui, e, măsa e manageriță de spital, în sfârșit, o beizadea care își trecuse niște aberații prin CV. Și omul l-am auzit la televizor zicând că el a fost mare avocat la unul dintre oamenii pe care știu eu. Și l-am sunat pe ăla și am zis, bă, ăsta a fost mare avocat la tine și s-a stricat ăla de râs. Pleacă, mă, de... Hrișcă, Prișcă, Prișcă îl chema. Răzvan Prișcă, da. Da, Răzvan Prișcă, așa. Și am leșinat, m-am dus și am citit CV-ul lui. Bă, deci ăla era, devenise... șef de ONG, da, ONG mare, scria că devenise la 17 ani și era consultat, dădea consultanță parlamentarilor români la 21 de ani. Deci, bă, mega precoce, practic. Da, da, exact. Deci, bă, ăla a crescut și în viața anterioară fusese, da, politician și a zis, bun, experiența mea de 80 de ani de atunci plus ăștia 20 de acum, sigur pot să fac consultanță. E, și am dat, deci după el, deci, când am dat, deci era un buton să mergi mai departe, și am crezut că dau pe butonul să merg mai departe la, la următoarea pagină din CV-ul lui, că de fapt era o nu era mare, de aia, da, așa.
Și următorul a fost unul de la unul de la USR, care nu mai e acum în US, Prisnel. Și am avut acolo un alt șoc. Să văd că Prisnel, care spunea multe, dacă stai să te uiți la documentele publice, nu prea era deloc ce zicea că e. Și așa am început. Și asta în ce an era? Cred că 2017, cred că era. 2017. Da. Și după aia a început la un moment dat să le și publici în Libertatea, nu? Am început să le public în Libertatea, da? Și am încercat să conving USR-ul să facă același lucru, adică să adopte ei chestia asta, încă am crezut, băi, stai, cel mai bine pentru voi, sunteți un partid care vine pe o treabă de asta de meritocrație și integritate, preluați-o voi și puneți-o în față. Și nu au vrut să o facă. Și acum și înțeleg de ce nu au vrut să o facă. Care a fost motivația? Adică ți-au dat vreun motiv? Nu, nu mi-au spus niciodată, nu. Nu, dar acum dacă stau să mă gândesc că na, domnul Boto și... Și-a publicat CV-ul? Nu și l-a publicat. Ar fi mișto un site din asta, știi cum era cu dacă a murit Iliescu și-a publicat CV-ul sau nu? Nu. Și da, sunt mai mulți oameni vulnerabili în USR. Avem această curiozitate, oamenii decenți din USR. Ei cum reacționează, nu știu, când tu îi întrebi de ce nu și-a publicat domnul Botoș CV-ul? Mă, reacționează, dar ei reacționează toți în interior. Deci și public nu? Nu, mă refer la reacția nu. Și privat, practic, îți argumentează un dau fel. Dreptate. Îți dau dreptate, ok. Da. Dar practic zic, băi, trebuie să facem acest compromis sau care da, e logica? Exact. Da, exact. Ce să facem, alt partid mai bun nu e. Ok. Și Botoșe în Birou Național, ei au o gașcă de asta foarte strânsă, care nu se rupă în niciun caz și nu se întâmplă nimic. Da, știi, nu pare foarte optimistă perspectiva, dacă stăm să ne gândim, nu strict din perspectiva asta de cum vor evolua lucrurile acolo. Cel da, puțin, tu cum o vezi? Nu, în următoarea perioadă n-are cum să fie nimic optimist. Deci, și nu văd nici pe mediu cum o să fie optimist. Dacă nu fac un pas în spate cu cerut de scuze, cu o reformă ca lumea, nu văd nicio șansă. Deci posibilitatea aia care exista, băi, stai că poate o să ducă spre 30-40% să fie partidul care face, în momentul de față nu mai există. Și asta în ciuda faptului că PSD-ul și PNL-ul sunt catastrofali. Și aici e partea foarte tristă, fiindcă PSD-ul și PNL-ul sunt oribile și comparativ USR-ul e chiar un partid bun. Da, uite, aici e o întrebare că ai fost în interior. Cum crezi că se poate într-o țară care are 3200 de primării, un partid care are doar 40 de primari, să ajungă să aibă o majoritate de votanți sau măcar o pluralitate de 30%. Nu ai senzația că e imposibil să rup monopolul ăsta atât timp? Nu. Adică crezi că lumea ar vota chiar dacă n-ai structurile astea la nivel local? Da. Da. Păi uite, Allen la Brașov nu-i dădea nimeni nicio șansă de scrip, care era... Ok, la Brașov da, dar la Budrea să-i spunem. Da, sau la Ghelmegiu aia. Nu e așa. Nu e așa. Nu. Acolo primarii, deci dacă, cum îmi ziceam eu un primar, așa, zicea, bă, dacă UDMR-ul vine la putere și îmi dă bani să fac chestii, mă transfer la UDMR. Da, da, e un fel de ou sau găina, nu? Că niciodată nu va ajunge la putere, practic, sau nu sunt perspective să ajungă. Dacă ar ajunge, probabil oamenii ar trece la acel... Problema e că USR-ul s-a pus de la început într-o nișă foarte mică. Că au spus, bă, noi, nu ei. Deci noi suntem puri, cinstiți și așa, și nimic altceva. S-au băgat într-o nișă de asta mică și atunci normal că primarul ăla care de fapt ar vrea să vină către USR, a zis, bă, stai, dar ăștia nu mă primesc. Chiar dacă am muncit, chiar dacă sunt bun, chiar dacă comunitatea respectă ce am făcut, totuși ăștia nu mă primesc. Da, senzația că e clivajul ăsta foarte mare și care nu ai senzația că se tot mărește între o zonă super bogată și super săracă, doar că na, toată lumea are un singur vot și atunci cumva
Știi, ne mirăm că tot iese PSD-ul, dar exact cum spui, oamenii din zona asta USR nu ies niciodată în nișa... PSD-ului, da. Deci ei au făcut, nu și-au făcut deloc campanie pe partea, deci pe votanții PSD-ului. Și aici e foarte trist. Nici nu și-au căutat lume care să prindă la electoratul care, în mod normal, votează PSD. Și asta e tipul ăla de autosuficiență pe care îl critic eu, na, la Ghinea, la Drulă. Din nou, niciunul dintre ei nu sunt oameni super ok, n-am comparativ cu politicienii noștri, sunt în cu tot o altă categorie. Dar autosuficiența asta e toxică. E toxică pentru partid. Da. Și cred că și pentru România. Curică, nu. Da, respect. Clar. Dar uite, e un contraargument. Oameni de dreapta, gen Andrei Caramitru, da? Care a fost și la un moment dat în USR, zic așa, bă, evoluția unui om e determinată de propriile alegeri. Cei de stânga zic, băi, e un pic... asta e... Nu, stai, că asta nu e de dreapta, asta e de extremă dreapta. Dar să știi că multă lume are perspectiva asta la noi din zona asta de... Nu, dar liberalismul nu spune deloc asta. N-am deci dreapta, dreapta da. Normală nu spune chestia asta. Dreapta okay, normală hai zice, sunt o hai grămadă să zicem de... dreapta Caramitru. E ok, okay așa? Da. Deci dreapta de tip Caramitru zice, băi, evoluția unui om e dominată de propriile alegeri. Și... un om, nu știu, care e înferentar, da? Zice, băi, Caramitru zică să-și mai ia un job, să se mute la 300 de kilometri distanță, să pună mâna pe carte, să facă un curs Python, că nu e mare lucru, da, știi? Da, și e vina lui că e sărac și, na, în situația în care e. Din discursul ăsta, cum crezi că putem să ieșim? Și să știi că nu e, adică, uite, și Caramitru are o bulă destul de mare de oameni, nu e izolat. Da, bun, asta e că din ce în ce mai mult noi vrem să auzim doar ce vrem să auzim. Deci nu mai vrem să auzim argumente, vrem doar să auzim cum cineva ne confirmă ideile pe care deja le avem. Și din păcate, na, discursul lui Caramitru prinde pe chestia asta, deși sunt convins că Caramitru nu e superficial, deci nu crede chiar așa, numai că a scris odată la nervi o treabă de asta și lumea a luat-o așa și după aceea n-a mai putut să scape din chestia asta. Și asta e partea periculoasă a radicalizării, că pentru ca să poți să-ți aduci din ce în ce mai mulți admiratori, tu trebuie să escaladezi discursul care a funcționat, iar dacă discursul a fost radical, trebuie să-l tot escaladezi. Dar mă îndoiesc foarte tare, Caramitru crede că el și eu am avut aceleași șanse, că... na. Taică mi-a fost alcoolic, taxul a fost mare mahăr. Eu mi-am făcut liceu în Craiova, el la Nelveția și mai departe. Deci nu cred că e... Și nu mi se pare că e lipsit de bun simț încât să nu vadă treaba asta. Și atunci cum facem chestiile? Deci dacă toți avem aceleași șanse, înseamnă că, bă, tu ar trebui să-mi dai mie... minim jumătate din ce ai câștigat, încă na, noi n-am pornit de același lucru, n-am avut același avantaj dacă suntem ceea ce facem și nu depindem deloc de context, înseamnă că... Da, de acord, cam asta ar fi. Bine, nu știu cât ar fi de acord cu ideea de a da jumătate. Minim jumătate. Minim jumătate, nu? Da, și bine, aici mai e partea a doua a problemei, lăsând la o parte USR-ul, că e acest peisaj destul de sumbru cu acest mastodont PNL-PSD combinat cu RSR. Cu DMR, na. Bine, nu, și cu ceva securism, asta voiam să da, zic. Da, și cu... Și cu DMR, că na, era... Partidul, cum îl cheamă partidul ăsta? Partidul Umanist al lui Voiculescu. Da, PPUS se cheamă acum, Partidul Puterii, l-a schimbat, Partidul Puterii Umaniste și al Solidarității, ceva în genul ăsta, unde e doamna Grapini în continuare. Da, nu, și mai e o doamnă, chiar azi am făcut cercetarea pe ea, Paraschivescu mi se pare, care a reușit să trăiască între 2013 și 2020 cu 8 lei pe zi, și să-și cumpere din economiile făcute cu 8 lei pe zi, să-și cumpere și un Land Rover Evoque și o casă de 160 de metri pătrați. Deci... Uite, vezi, asta înseamnă educație financiară, exact, da. Că mulți zic... Cum zice domnul Caramitru. Deci, exact. Bă,
Vezi, se poate. A vrut? Uite, a putut. Dacă ăsta e un alt argument apropo de, de faza asta, de cum ieși din clivajul ăsta și cum ieși din sărăcie până la urmă. Și mulți oameni zic, băi, eu zic că întregul ăsta discurs, băi, e vorba de educație financiară. Și aici e o întrebare, știi, cum se pare că se aplică toate preceptele astea de educație financiară în ferentari? Da, nu, sunt aiurel, dar în general discursul ăsta pe sărăcie e aberant în România, adică oameni care nu au niciun fel de experiență, niciun fel de educație pe partea asta, își dau părerea fără niciun fel de problemă, își controlează discursul. Și atunci, nu mai știi ce să spui, e atât de idiot încât... Da. Asta până la urmă e partea cumva razna, că ei controlează discursul și cumva decid și cum merg lucrurile ca politici publice. Da, te trezești cu oameni întregi la cap, oameni foarte bine intenționați care vin și zic, bă, hai să introducem învățământul privat. Deci să stai și te gândești, pe bune și cine? Adică de unde plătim învățământul ăsta privat? Adică ăștia din ferentari, ce facem cu ei? Că nu o să aibă învățământ privat ever. Da, păi na. Cei mai săraci o să rămână în urmă, practic. Nu asta ar fi ideea. Treaba e că ea sunt majoritari. Păi asta e paradoxul, nu? Da, cumva... asta nu pricep oamenii ăștia și buni și deștepți și bine intenționați din USR. Asta mi se pare că fundamental nu pricep, că nu oamenii ca ei sunt majoritari, ci majoritari sunt chiar ceilalți. Da, și aici mai e acel discurs care nu e un pic destul de periculos cu votantul PSD-ist care e sărac, e vina lui că e sărac, e vina lui că votează PSD-ul, nu? E... Da. În țiajul ăsta. Da, nu sună foarte optimist, din păcate. Deși se întâmplă lucruri mișto și tu reușești cumva să faci chestia asta la nivel micro. Mi se pare că... deci noi mergem sus, jos. Acum suntem jos. Eu sunt destul de optimist că o să mergem în sus în perioada următoare. Cum ești optimist în contextul ăsta în care se profilează că combinația asta PSD-PNL va rămâne la putere? Nu cred. Nu crezi că va rămâne peste 2024? Deci, nu. Și cum vezi că se vor? Cum vezi lucrurile în 2024? Primul, cred că, deci sunt convins că o să apară partide noi. Sunt convins că o să, deci la cât de multă prostie și corupție e, în ciuda faptului că băieții încearcă să controleze disperat tot ce pot controla, scandalul o să iasă. Și cred că există o șansă bună la alegerile următoare de un vot pentru un alt partid. Aurul mi se pare că încet, încet își arată, adică lumea pricepe că e un partid de impostori și impostori duși cu cap marea lor majoritate. Și atunci asta o să... Impostori și scriitori, că și George Simion e... Da, bun, sunt... O mulțime. E unul, tot azi m-am uitat la el, l-a pus Aur în comisia pentru securitate și nu știu ce, aia cu militară. Și, deci, ăla nu știi ce a făcut din 2001 până în 2017, nu are rezume, nu are CV-ul. Și în 2017 Bruce face o firmă de securitate și pază și așa. A meditat omul probabil, ăla, nu? Omul ăla e în Parlament, de te doare mintea. Bine, zice, și domnul Ciolacu nu are câți ani lipsă la CV? Nu mai țin minte. El parcă pe la 35 de ani a început să muncească. A avut primul loc de muncă. Nu mai țin. Mulți. Mulți, nu? Vreo 18 ani parcă are lipsă în CV. S-a pregătit mult, șomer, intens, da, nu? Da. A avut o perioadă de șomaj intensă, da. Și Bruce, deci, după șomajul ăla, a devenit director la o firmă a primăriei, ca să fim clar. Păi era păcat să nu fi promovat, exact, nu? Da. Nu știu cum e, el nu are, din păcate, doctorat, dar are parcă, nu? Și el o diplomă de masterat, are masterat. Un masterat la Bioterra, pe care am zis că aș fi foarte fericit să-l citesc. Deci m-a interesat foarte tare teza lui de masterat. Nu mi-a răspuns, da.
Ai scris. Da, da. I-am cerut foarte respectuos că mă interesează subiectul mult și sunt convins că n-a aruncat teza aia, că e o operă. Și... Da, păi da. Știi da. Că le-au băgat în patrimoniu cultural da, 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 românesc da, da. Tezele de doctorat, cel puțin, nu știu. Dar... Asta e de masterat. Ar merita și asta. Merită, merită. Apropo de asta, de integritate pe bune, au fost presiuni vreodată asupra ta? O legat... grămadă, da. Da. Continue, da. Poți să dai un exemplu? Da, amenințări cu dat în judecată, amenințări de tot felul. Da. Și ai bulit vreodată un caz din ăsta? Ai avut un caz în care te-ai înșelat? Nu, n-am avut un caz în care m-am înșelat, dar am avut cazuri în care n-am văzut anumite lucruri. Deci, care mi-au scăpat niște lucruri. Da, la, deci am scris peste 1000 de portrete și faptul că până acum nu m-a dat niciunul în judecată, adică am încercat mai mult să mă dea în judecată, dar au fost sfătuiți că nu au nicio șansă să câștige. Să spunem că mai e o carte, nu? Apropo de asta, nu tot da, ei se cheamă. Ei, da. Cu portretele lor, publicate de Humanita și, din nou, nu au îndrăznit să mă dea în judecată. Și aia e dură rău, adică am scris acolo. Sunt 100 de portrete acolo. Da, da, ai dat în ei că... Da, da. Încă o întrebare, de ce ai votat-o pe Mara Calista de la PNL? Mi s-a părut extrem de fain că lumea n-a înțeles pe cine ai vota, adică... Băi, am zis că aș vota, de fapt... Erau două persoane. Două, dar... da. Pe Mara, deci nu are nimic în CV-ul ei care să fie, adică comparativ cu ceilalți, e ok. Da, a început cam de vreme politica, deci a intrat în politică foarte devreme. Bă, asta e, a vrut fata să intre în politică foarte devreme, da. Da, a fost în cabinetul lui Olteanu. Aici e o treabă, bă, nu e ok încă Olteanu e cum a fost, dar în același timp Olteanu nu s-a înconjurat de lume proastă. Deci oamenii care au, pe care i-a ales Olteanu nu erau prostăvani, deci chiar din contră. După aia, na, eu am văzut-o pe Calista lucrând în perioada guvernului tehnocrat. Bă, și muncea de-i sărau capacele, nu avea niciun fel de fițe, deci nu era, stai că eu sunt nu știu cine, nu știu ce, și făcea de toate, de la cărat până la analize. La firme, dacă stai să te uiți, bărbasul are o firmă și acolo apare un contract cu statul, deci și ăla un contract foarte mic. Deci, la ce influență avea ea, în mod clar, deci firma aia putea să bubuie, deci nu. Și na, comparativ cu restul celor 50, e mult peste. De asta aș fi... Bine, n-aș vota din cauza PNL-ului, dar dacă ar participa... Na, independent sau de-ar fi zis ceva despre corupția, nenorocirile, nesimțirile din PNL, aș fi votat-o. Na. Asta mai e o întrebare. Cum facem să nu... De fapt, nu să nu generalizăm... La stat, când sunt 1,2 milioane de oameni, mai sunt și destui oameni care sunt ok, se da. Chinuie, bine, în contraselecția asta, de obicei au niște șefi cretini puși politic. Păi acum reușim, unul, să nu-i băgăm anatema asta generală asupra lor și a doua să-i ajutăm să... Băi, chiar nu știu. Nu știu. Și chiar nu știu încă, întrebarea asta mă frământă. Și nu, n-am găsit un răspuns care să mă satisfacă. Deci nu știu cum poți... Adică, na, e un exemplu dur, așa, dar... Ca și cum ai zice, bă, stai că, uite, printre traficanții de droguri sunt unii care încearcă să facă o chestie chiar bună acolo. Deci tocmai ai comparat statul român cu o mare da. O mare mafie. Am zis că e super dură chestia, comparația, dar
Eu am avut un traficant de droguri care a făcut tot posibilul să nu mai vândă droguri copiilor. Și a reușit să impună treaba asta într-o zonă în care se vindea drogul, adică vânzarea de droguri era pentru oricine, oricând și cu atât mai bine la copii, că ăia nu pot să fie băgați în pușcărie și mai departe. E unul care a făcut treaba asta și adică ce faci cu ăla? Adică când ar veni vorba de sentințe, l-ai condamna la fel sau l-ai condamna mai puțin? Eu l-aș condamna pe ăla la, dacă sunt 15 ani, l-aș condamna probabil la 2 ani sau la 3 ani, ca așa aș simți. Acum dacă tu ești într-un sistem și vezi că corupția dinăuntru și vezi băi, că ea fură și fură și se fac ilegalități, faptul că accepți treaba aia și zici, bă, stai, dar eu îmi fac treaba, adică eu mi-o fac treaba cinstit, să zici că nu-i face, că nu sunt complici, mi se pare greu. Sunt complici. Da, e un cerc vicios, nu? Dacă toată lumea, ok, să zicem că știi, te uiți moral la chestie, zici, bă, îmi bag picioarele, nu mai nu, intru. Da, eu aș vrea să iasă, să-i dea în judecată. De ce nu e nimeni din Ministerul Apărării care dau în judecată nenorociții care și-au făcut doctoratele? Și am găsit eu doi generali de la Slatina, din Teleorman, care și-au făcut doctoratele la Chișinău, la Sportivă, la Academia de Sport. În general, aici problema e că cred că majoritatea oamenilor ăștia sunt la un nivel mai jos. Și la noi, nu prea avem ideea asta de protecție a whistleblower-ului. Dar nu e adevărat, și eu știu. Și n-au poate instinctul ăsta de erou. Mai e partea asta a doua, au și ei o familie, nu? Gândește-te că cumva... Bă, nu poți să fii cu cur în două luntri. Deci nu poți să fii și bun, dar să și accepti corupții. Deci nu funcționează treaba asta. Deci nu poți să zici, bă, stai, e un om bun, dar închide ochii la mită, la... Bă, cum? Nu, partea asta o înțeleg, dar problema e, ok, îl înțeleg cumva și pe omul ăla, nu îl înțeleg în termenii valorilor mele morale, dar înțeleg că și pentru el e un context destul de dificil, nu? Că practic riscă să-și piardă jobul, gândește-te să-ți denunți șefii, nu e cea mai plăcută activitate, mai ales la stat în România, nu? Păi da, dar încurajez lucrul ăla, nu te-a obligat nimeni să muncești pentru stat. De acord, dar aici... Paradoxul e dacă toată lumea asta, ok, pleacă de la stat. Lumea trebuie să forțeze o reformă. Deci oamenii aia buni sunt aia care se forțează o reformă în condiții de mafie generală din ministere. Și partea asta atâta timp cât nu o fac, nu sunt oameni buni. Okay. Simplu, o faci cu denunțuri, cu ieșit cu acte, cu, când îți vine, zici, bă, uite, asta s-a întâmplat. Ești public. Cum adică? Ce se întâmplă? Ce li se poate întâmpla? Își pierd locul de muncă. Foarte... Și își găsesc alt loc de muncă dacă sunt buni. De acord, da. Da, înțeleg. Nu știu, e clar că e soluția morală, asta e. Dar cumva realitatea e un pic mai complicată, nu ți se pare? Da, ți-am zis. De asta nici nu am un răspuns la treaba asta. Înțeleg toate chestiile alea și nu înțeleg alte lucruri. Și de asta nu pot să zic, băi, stai că e bine sau... Nu știu cum să fac să nu descurajez oamenii buni care sunt în sistem. Deci chiar nu știu cum să fac treaba asta. Sunt de acord că există oameni buni care sunt în sistem, dar nu știu cum să... Da, de acord. Adică atâta timp cât tu ai un sistem ticălos în general... Să zici, bă, stai, că sistemul nu e ticălos, încă există doi oameni buni, nu funcționează? Nu, stai un pic, sistemul e ticălos. Ideea e, de fapt, întrebarea la care se rezumă totul e cum îl schimbi. Poți să schimbi niște oameni care sunt low level sau mid level în organizația respectivă sau schimbarea vine mai degrabă de sus? Deci dacă ar fi la stat. 1 la 10 oameni care ar denunța ceea ce se întâmplă în minister, ar fi o schimbare rapidă. Deci 1 la 10 e foarte puțin. Și tu ai senzația, deci senzația ta e că e mai puțin de 1 la 10 rația asta. Da. Și că oamenii ăștia nu... Adică tu îmi zici acum, bă, un om laș e un om bun. Eu nu cred că un om laș e un om bun.
Da, poate tu ești un pic mai dur decât mine, nu știu, îți dau un exemplu, am scris un text acum despre Erasmus, știi, și era întreaga asta lui dispută cu Luther și Luther era mult mai Da. vioi, știi, mult mai contondent în gândire. Erasmus zicea, băi, eu n-am vocația asta a eroului, am niște idei, încerc să le propag, dar nu vreau să, știi, să-mi iau zoaiele în față, să mă înjure lumea, vreau să am o viață confortabilă. Bine, dar atunci nu cere. Deci tu dacă ești laș, nu cere altora să fie curajoși. Și asta mă intrigă pe mine, că toată Da. lumea din sistem, deci toți ăștia care sunt, na, oameni care sunt buni în interiorul sistemului, niciunul nu face chestia asta. Mai e un amendament, cred. Senzația mea e că mulți oameni din interiorul sistemului au percepția, mulți oameni ok, au percepția că dacă vor face ceva, nu se va schimba nimic. Știi? Adică au senzația că ok, și poate și-ar asuma asta dacă ar avea senzația că lucrurile ar fi în direcția în care zici, știi, că s-ar schimba. Și au senzația că nu se vor schimba. Dacă nu încerci, n-ai de unde să știi dacă se schimbă. Dacă tot timpul aștepți ca altul să aibă curajul pe care nu-l ai tu, atunci, o, frate, zi, bă, sunt laș și nu sunt un om bun. Deci, Da. ca să fii un om bun, ar trebui... Deci, tu știi că faci rău. Deci, nezicând treaba asta. Deci, na, știi că secretarul de stat ia mită la fiecare semnătură pentru nu știu ce. Faptul că nu o zici, tu faci rău. Deci tu faci rău Da, la foarte da, da, da. mulți. Indiferent că tu îți faci treaba bine. Deci... Da, înțeleg, înțeleg ce spui. Da, e clar că moral așa e, știi? Gândirea cred că e un pic și utilitariană a lor, în sensul în care, ok, aș zice asta, etic ar fi bine, dar probabil nu s-ar întâmpla nimic, iar consecințele asupra mea ar Păi, fi da, nasoale. dar... Bun, asta nu e utilitarism, că utilitarismul e un pic diferit. Dar Din faptul că... perspectiva lor personală, mă refer. Da, dar utilul e egal cu binele. Deci... Da, păi lor nu le-ar fi bine, nu ar face un bine efectiv, nu? Adică ei ar zice chestia asta, nu s-ar întâmpla Păi da, nimic. dar binele e definit nu că ți-e bine. A face bine nu înseamnă că mănânci tu mai Da, bine. nici nu E s-ar ca crea și un bine că nu expand. s-ar schimba lucrurile. Ei zic, nu s-ar schimba lucrurile. Eu aș face denunțul. Dar de unde știi dacă nu faci? De acord, aici sunt de acord cu tine. Încerc cumva să înțeleg, știi? Mi se pare că, exact cum zici tu, nu e ceva atât de simplu, știi? Dar nu e Nu e simplu, dar simplu. nu știu cum să... Na. Deci, la treaba asta chiar nu știu. Deci m-am zbătut foarte mult cu întrebarea asta. La fel și cu întrebarea... Da, sunt oameni buni în PSD? Eu cred că automat ce intri în PSD să mai spui că tu ești om bun... Știind în ce intri, adică știind că Dar partidul ăsta a nu crezi fost că e o profund. generalizare un pic periculoasă? E ca și cum ai zice că sunt 140 de milioane de ruși acum care sunt toți răi. Nu e același Nu e lucru. același Că tu lucru. intri, deci faptul că ești rus, ești născut rus. Ok, dar acum alegi Faptul să... că tu alegi să te duci în PSD, deci să te duci într-o organizație care e clar de tip semi-mafiot, e alegerea ta. De acord, hai să reformulez. Cei care nu protestează împotriva, după 2 luni de invazie rusească, cei 139 de milioane de ruși care nu Da. protestează, teoretic, conform grilele astea de interpretare, ar fi și ei răi, nu? Tolerează. Nu. De ce nu? Încă acolo intervine și propaganda. Tu Ok. nu ai o propagandă pro-PSD. Tu ai o propagandă... Nu ai. Cum? La Nici România Antena TV? 3, nici Antena 3, nici România TV nu fac propagandă pro-PSD. Adică nu spun că PSD-ul e un partid cinstit, onest și nu știu ce. N-au spus niciodată asta. Deci spun că sunt corupți, că au fost nenorociți, că scandal. Da, spun că dau pensii. Da, Da, că PSD... că, Bun, da, dar așa. nu ai nicio chestie Da. de propagandă de același tip cum e Recunosc propaganda... că n-am urmărit destul ca să te contrazic. Nu am urmărit, deci Da. am încercat la... Deci am avut o perioadă între 2016 și 2018 în care m-am uitat la Antena 3 România TV și Realitatea TV, că am vrut să-mi fac un doctorat pe manipulare. Și am strâns o grămadă de material acolo. E, nu, propaganda era pe anumite personaje sau pe anumite idei, dar n-a fost niciodată o propagandă
pro-PSD. Da. Totdeauna a fost... cu manta, de... cumva, da. Da. Bine, hai să zicem că ziceau nu sunt atât de răi pe cum... Sunt știau. Prezentați, da, sau, asta da. Da. Dar n-au spus, deci nu l-ai avut niciodată, de exemplu, pe Badea sau pe Gâdea zicând PSD-ul e bun. Deci n-au îndrăznit vreodată să zică, bă, stai că ăștia sunt buni, votați pe ăștia. Nu, evident că tot timpul au zis, vai de mama lor. Și de parte, deci au venit mai degrabă pe ideea, mă, toți sunt cam la fel. Deci nu pe altă idee. Deci toți sunt niște nenorociți. E, nu e același lucru cu propaganda rusă. Okay. Care spune, bă, stai, Putin a salvat, din a scos, e, uite, dacă nu era el, vai de mama noastră, e tătucu, e... Cum da, înțeleg distinția. Deci, deci tu zici că cei, nu știu cât sunt, sunt vreo 200.000 de membri PSD, toți au problema asta, adică, hai să reformăm, sunt oameni răi, cei 200.000 de membri PSD? Nu, dar nu sunt oameni buni. Adică sunt în acea calisferă, cum ai spus tu, da? Exact. În acel purgatoriu. Sunt oportuniști, marea lor majoritate care sunt inteligenți, sunt niște tipi oportuniști care cred că fiind în PSD le va aduce lor un câștig direct material. Și la votanți totuși trebuie să nuanțăm, că bănesc că la votanți... Votanții sunt indiscutabil, acolo funcționează propaganda. Deci votanții se uită la răul cel mai mic. Uh-huh. Eu nu cred că eu cel puțin și am vorbit în perioada campaniei electorale, am vorbit în ferentar cu zdrobitoarea lor majoritate, erau toți PSD-și, deci cei care ar vota PSD. E, n-am auzit de la unul care să-mi spună, bă, stai că PSD-ul e partidul bun, uite, ăștia o să ne ducă la lumină, o să ne... Nu, toți au zis, bă, ăștia... Măcar ăștia îmi dau pensie, nu-mi iau, nu-mi taie, nu? Da, bine, dar cumva dragostea trece poate și prin stomac la... Corect, da. Ce înțeleg, încerc să zic e că nimeni nu crede că PSD-ul e un partid bun. Trebuie să-l căutăm pe omul ăla, poate există unul. Mă îndoiesc că e cineva care o să zică, mă, stai că... Puteți din convingere, da? Da. M-a inspirat PSD-ul, mă. Bate inima. Da, bine, pe de altă parte mai contează care e sursa votului atâta timp cât au 30%? Pentru... Da, clar contează, na. Cum să nu conteze? Da. Nu, dar sursa pentru implicații... Sursa votului întotdeauna. Bine, dacă știi să te duci să vorbești cu oameni și ai răbdarea să o faci, ceea ce face senzațional Simion. Simion se duce și vorbește, deci Simion o să rupă mulți oameni de la PSD. Apropo de chestia asta, o întrebare, cum mai e relația asta între, cum funcționează relația între clanurile de romi și politicieni și tranzacția asta de voturi, chiar mai nu e? Nu știu, chiar nu știu. Adică de faza asta cu partida romilor și toate chestiile astea, crezi că se mai instrumentalizează? Era toată faza asta la un moment dat în care erau... Bă, dacă stau și mă uit că cel care a împins chestia aia să amnistia pentru plagiate a fost deputatul Nicolae Rom. Păun, nu? Nu. Ăsta nu, că Păun nu mai e deputat de două mandate. Uh-huh. Clar că există o colaborare intensă între PSD și Partida Romilor. Nu știu, la nivel de clan, chiar nu știu. Adică crezi că mai, nu știu, aveam senzația că mai e chestia asta de influență la nivel local în care se iau... Se poate. Fie, dar nu știu. Nu mi-am mai băgat nasul în chestia asta de mult. În mod clar, la nivelul 2016 era super dură. Deci clanurile aduceau o grămadă de voturi. Da. Nu știu, să încheiem pe un ton mai optimist. Mi se pare că tu ești mai optimist, adică mai optimist decât ar fi datele probleme, ca să zic așa, știi? În sensul în care USR pare că n-a fost totuși n-a fost ce ai fi vrut să fie, nu? A fost ce ai fi vrut să fie? Băi, aici e o chestie care tot încerc să explic și niciodată cumva nu mi se pare că ajunge bine la interlocutorul meu. Creierul meu e construit în așa fel încât să vadă problemele. Deci eu am făcut foarte mulți bani în IT, nu fiindcă eram un super programator, ci fiindcă eram super bun la identifica bug-urile într-un program.
Deci dacă îmi dădeai foarte multe linii de cod și mă lăsai să trec prin ele, mi-era foarte ușor să văd unde e un conflict, unde e un bug, unde apar probleme. Așa sunt construit, deci funcționez foarte bine pe a identifica problemele. Identific problemele, le expun și încerc să le rezolv. Câteodată chestia asta pare uneia care nu mă cunoaște bine, bă, critică fără rost. Adică, uite, zice chestia asta, doar critică. E, nu e asta. Eu văd, sunt foarte stridente lucrurile alea. Da? Cum sunt pentru mine stridente și numerele prime? E o treabă în creier care funcționează așa. Nu știu de ce funcționează. Care e numărul tău prim favorit? Clar, 37. Da. Citiți cartea, o să... E chiar în primul capitol, da. Dacă nu mă înșel, în prolog, de 37, fapt. 37, 73 alea sunt... De ce 37? Întorse 73, care e un număr prim, întoarce, sunt mai multe lucruri acolo. Deci îmi place foarte mult numărul ăsta. Dar revenind, partea asta că identific problemele e din pasiunea de a încerca să rezolv lucruri. Nu e din pasiunea de a vedea unde nu merge treaba. E pasiunea de a face să meargă mașinăria, dar nu poți să o faci să meargă dacă nu știi exact unde se gripează. Și acord. Asta și cu integritate pe bune, și cu casa bună. Deci toate lucrurile astea încerc să le fac, pentru că mi se pare că acolo sunt gripajele. Deci noi dacă am reușit să rezolvăm problema educației copiilor foarte săraci, societatea asta ar fi mult, mult mai bună. De ce? Încă în loc să pierdem o grămadă de bani, că marea majoritate a copiilor din ghetou, nu cei care trec prin casa bună, dar ceilalți ajung fie dependenți de droguri, fie în pușcărie, ceea ce ne costă pe noi foarte mult, restul ajung să fie direct contribuitori la statul ăsta. Dacă am avea politicieni integri, atunci n-am mai avea pierderile alea enorme de bani în corupție și banii ar putea să fie folosiți în lucruri foarte bune. Și de aici e partea asta de un pic de frustrare cu USR-ul, fiindcă nu cred că USR-ul face chestii catastrofale, negativ, dar cred că ar putea să facă lucrurile înzecit mai bine și numai dacă ar rezolva câteva din problemele alea. Și nu sunt multe probleme, sunt câteva. Și ce cred eu e că dacă reușesc să le facem de ajuns de stridente problemele alea, vor fi forțați să le rezolve. Dacă eu o să mă umplu de căcat, asta e altă parte, dar sunt obișnuit să mă umplu de căcat. Deci la un moment dat crezi că se vor rezolva. Da. Și asta. Dacă le faci îndeajuns de stridente, dacă reușim să punem îndeajuns de multă presiune, să spunem, bă, partea aia de transparență nu e negociabilă. Partea de meritocrație nu e negociabilă. Publicarea CV-ului n-ar trebui să fie nu-mi faci un avantaj mie. Deci e o treabă, e responsabilitatea. Nu, e responsabilitatea ta, nu e normal. Tu ești responsabil pe asta, încă de asta am făcut pactul ăla cu tine. Deci eu îți dau votul, dar vreau de la tine să fii responsabil. Și în responsabilitățile tale sunt următoarele lucruri. Dacă am face chestiile astea... Desigur, nu exagerări, deci nu mă apuc să-i zic, bă, ești responsabil să îmi justifici fiecare leu din care îl primești tu în salariu sau să trăiești ca săracii sau să nu mai ai nimic. Apropo de asta, explică un pic faza asta cu forfetarul, că e foarte, poate lumea, cred că multă lume nu o știe. Cât costă de fapt un parlamentar român pe lună? Pe lună ne costă cu mult peste 10.000 de euro. Și noi credem că ne costă 2.000 și ceva cât au ei salariul. Nu e adevărat, nu. Deci oamenii ăștia numai că primesc un salariu care e foarte bun, dar practic cam tot restul, deci călătorii, cazare, totul e plătit tot de noi. Mașină, benzina. Pe lângă faptul că au toate chestiile astea acoperite, ei mai au o sumă forfetară. O parte dintre ea trebuie justificată, adică 14.020 de lei. Trebuie justificați
da, poți să-i cheltuiești pentru chirie de apartament, pentru așa, și mai ai 14.020 care nu trebuie să-i justifici. Dar banii aia tu declari că îi folosești, pot fi folosiți numai pe anumite chestii. Cum ar fi? Consumabile, hârtie, nu știu, deci chestii mici. Cumperi hârtie de 14.000 de lei, că na, da, cum se face? Sau cartuși, sau nu știu ce. Deci nu poți să folosești banii aia să, să angajezi pe cineva, să plătești chirie la cabinetul parlamentar. Nu, că ai bani pentru aia, nu. Banii ăștia sunt pentru chestii de felul ăsta, ca să nu mai, nu trebuiască să prezinți chitanțe pentru toate prostile, na, ai luat bilet de autobuz, încă n-ai avut, ai fost nu știu unde și ai rămas în pană de mașină, îți trebuie bilet de autobuz. Ai cumpărat, ți-a uitat cardul ăla, nu știu ce, și ai pus 2 litri de benzină. Ai avut nevoie de hârtie, ai avut nevoie de cartuș de imprimantă și nu știu ce, ți s-a stricat la calculator și a trebuit să înlocuiești, ca să nu mai stai să faci. Da. E, nenorocirea e că ăștia sunt folosiți la maxim de zdrobitoarea majoritatea parlamentarilor noștri și USR-ul nu stă deloc mai bine decât media. Deci toată lumea folosește acești 14.000 de lei pe care nu trebuie să-i justifici detaliat. Da. Și ăștia sunt bani publici. Deci banul public care ar trebui justificat bine. N-aș avea o problemă dacă ai cheltuieli, să zic, 3.000 de lei pe lună. Bă, o, da, nu poți să ai în fiecare lună 14.000, deci la... Da. În fiecare lună, nu? În fiecare, dar la fix, deci nu e... Și folosesc pe toți, da, nu lasă. Da, da, băi, Doamne ferește, nu? Deci ne luăm, avem calculat la fix, bă, cât... Da, și asta e foarte... nasol cumva, că practic se folosește faptul că lumea nu o percepe, știi, că nu e atât de vizibilă chestia asta și e un pic mai tehnică, mai greu de înțeles. Da, da, și asta, bine, asta a fost reproșul meu către Drulă, bă, tu nu aveai nevoie să iei banii ăștia, încă tu ești, ai îndeajuns de mulți bani încă să nu fie nevoie să te calicești pentru râsul ăla de bani. Și sunt useriști care nu folosesc niciun leu, deci nu iau niciun leu, sau care justifică la blană, bă, uite, am luat atâta și uite pe ce am luat, uite, sunt toți aia, deci toate cheltuielile justificate la blană. Și aici o întrebare, o să, deci există deja site-ul și o să fie toate pe site, da, ca să știe lumea, integritatepebune.ro. Da, deci o să avem toată baza de date pusă la dispoziție acolo. Deocamdată avem doar graficele pentru primii 50, urmează cei din comisiile cele mai importante. Deci ăsta de securitate, SRI, așa? Da, ăștia care controlează serviciile. Da, care controlează serviciile și cheltuielile pentru armament, armată și toate. Da. Deci ăștia sunt cei care urmează, iar după o să începem 10, 10, 10, 10, 10. Deci 10 UDMRI, 10 PSD, 10 PNLi, 10 USRI și 10 PNLiști. Deci undeva anul viitor va fi până 2024 sau care e un termen? Nu, la fiecare 3 luni o să fiecare scoate 3 luni. Una, da. Okay. Nu, mă gândeam dacă va fi gata până la alegerile următoare. Da, da, evident, noi sperăm să, dacă avem îndeajuns de mulți voluntari, sperăm deja să facem... Nu mai să trecem de parlamentari, dar să ne băgăm în ministere, să facem... Ai zis de universități. Care sunt... Elitele noastre, practic, nu? Da, politice, eu sunt și foarte curios să mă uit la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, care pare o mega favorită pentru politicienii noștri, la Valahia, care e o nenorocire din Târgoviște, la Dunărea de Jos din Galați și la Vasile Goldiș din Arad. Ăștia sunt cele care mai intră. Bine, mai sunt pe la Petroșani. Că toate ăștia își plimbă universitari între ei. Deci, e o rețea. E o rețea, dar foarte bine pusă la punct. Foarte sănătoasă. Și Petre Andrei, fosta Petre Andrei din Laiași. Ăștia sunt universitățile favorite. Superb. Hai să vorbim și un pic mai light pe final. Cum a dat o săptămână din viața ta? Cât de mult mai călătorești acum? Mai
Nu mai călătoresc. Cam decis că na, vreau să fac, să pun la punct casa bună, integritate pe bune, și am refuzat anul ăsta îngrozitor de mulți oameni. Cum începe? Na, ziua începe la 6, se termină pe la 10:30. Am 2 ore de citit obligatorii, deci la... Care e ultima carte citită? Acum am citit 2, una de la Black Buttons, care e... sunt povestiri, sunt mai multe povestiri despre... Și am descoperit 2 autori români foarte interesanți în povestirile alea. E despre mediu și despre societăți sărace, adică diferența asta de sărăcie. Stermin? Alexandru Stermin? Nu. Nu, nu, nu. El e la Humanitas, cred. Nu, e un tip care e la Greenpeace în România, nu știu ce funcție are, și un alt tip care nu l-am citit niciodată, dar care a scos 2 cărți de poezie. Uh-huh. Are o chestie de ferentari, deci o poveste despre ferentari. Și cartea asta lui Paul Davies, eu sunt obsedat cu fizica și mai ales fizica cuantică, și e tradusă de Humanita și e codul vieții și network-uri informatice, parcă așa se numește. Deci ăsta l-am terminat, deci am terminat-o ieri, astea 2, și acum citesc altă chestie de Paul Davies, care nu știu exact cum se numește, că o citesc în engleză. E, na, ce nu funcționează, adică care e principala problemă cu teoriile, cele două teorii, teoria... Stringurilor și... Nu, 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 cu teoria lui Einstein de relativitate și cea cuantică, da, și bine, trece un pic și prin string teorii, dar e un pic mai... Ah, ok, și cum încerci să... Da, relativitatea și mecanică cuantică să le... Cum reușești să le pui la loc, că de fapt nu poți să le pui la loc, și chestia aia că avem vibrațiile, deci că de fapt nu sunt... Quantumul nu e ultima și nici moni, nici gloni, nici așa, ci sunt bucățile alea de string care sunt multidimensionale, cu cele 9 dimensiuni care, de care ai nevoie ca să le poți explica. Da? Da, e tare mișto. Și tipul ăsta scrie bine, bine. Îmi place acum. Deci, în general, când am perioadă de pauză, mă duc, citesc chestii de fizică. Ok. Ai unde să evadezi. Da, da, da. Că mi se pare super interesantă. Și mai ales în ultima vreme sunt câțiva super scriitori pe partea asta, deci oameni care scriu foarte, foarte bine. Și ăsta a fost cu Hawking, deci e un tip foarte tare. E în carte, apropo, și partea asta de fizică cuantică, adică îți pui cam toate pasiunile, nu? Da, păi e o parte, adică mi se pare că e o parte foarte importantă din mine, deci până pe la... Până pe la vreo 35-36 de ani eram super pasionat. Apropo de cele 9 dimensiuni, câte SIA de fapt sunt în... Tu zici că sunt vreo 4 sau câte? Da, am vreo 4? O să vezi, adică sper să apuc să scriu cartea următoare în care sper să lămuresc partea asta de SIA și de ce e personajul ăsta colectiv. Bine, e... Partea asta de, știi, în fizica cuantică, adică na, acum ca să încerc să le cumva echilibrez, e treaba asta că e materie și antimaterie și fiecare particulă are și antiparticulă. Cam așa e gândită și partea de SIA, că există... Ok, există un da, există revers. Un revers al... Și dacă mai știi ce mai face aporia... Măi, nu mai, deci pe cu Cristi aporia e... Deci ca să ne explicăm, aporia da, este fica unui fost coleg de-al mamei, da, în spital. Da, 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 lui Cristi, da. Cristi era, cânta la flaut și era, bine, era muzician de nunț. Și m-am dus eu odată la sala de operație când eram pui și i-am spus că eram aporeic și i-a rămas în cap. Și am explicat atunci ce e aporia și m-am dus într-un
când într-un lagăr de ăsta în Italia, de unde erau romi. Și atunci m-am întâlnit cu Aporia și Cristi zice că am fost iosnașul Aporiei. Iar Aporia, l-are fiul Aporiei, e Platon. Da. Deci... Bun. Da, e pe bune, pe bune, da? Foarte tare. Da, nașul Aporiei, uite, da, e bun titlu. Da, nașul Aporiei și Aporia, mama lui Platon. Nu, era greu da. De... Era greu, da. Adică dacă ai fi imaginat asta da, într-o exact, de imaginat. Da. Așa, deci te trezești dimineața, citești 2 ore și în rest Nu, citești seara. Seara eu îmi închid telefonul și am 2 ore de citit. Okay. În general lucrez, deci dimineața lucrez, fiindcă nu prea, deci nu mă deranjează nimeni până pe la 9, se poate lucra foarte bine. Și diverse fac o grămadă de chestii, deci încă fac partea asta de consultanță pe management strategic, încă am încă 3 clienți care nu vor să renunțe la mine, deși nu știu cum mă mai suportă, că nu vreau să călătoresc. Deci încerc în alea primele 3 ore, încerc să-mi rezolv părțile de business ale mele. Și apoi am apucat să fac grămada de lucruri de la, fie de la Casa Bună, fie acum ne ocupăm, încerc să rezolv, adică am reușit să ajutăm și refugiați ucrainieni și aici e o chestie de logistică destul de dificilă, încă avem un pod aerian cu Statele Unite. Din ce am înțeles, practic ai obținut ceva finanțare din SUA pentru ucraineni sau, nu, sau, cum? Sau ceva donații? Sau cum? Suntem un grup de foști colegi și ne-am uitat, ok, ce ar trebui, deci ce se întâmplă, eu am spus că, ok, cum s-a întâmplat și în conflictul sirian, cum s-a întâmplat și cu Kosovo, deci ai vreo 2 luni în care lumea răspunde foarte bine și după aceea e o problemă. Și noi am zis, ok, hai să rezolvăm, să începem de acum ca să ne asigurăm că după alea 2 luni putem să rezolvăm și ce nu prea apare, deci lucruri de care au nevoie și sunt foarte greu de donat, cum ar fi, de exemplu, baterii. De ce baterii? Pentru device-uri? Da, pentru o grămadă de... sau chestii de încărcat bateriile telefoanelor, chestii de cum sunt paturi. De obicei tu ai paturi și ai paturi foarte proaste. De ce? Sunt mari, uzate, paturi care să se poată împacheta ușor, să lase din... să ai spațiu mai mult. Antialergice, care sunt foarte importante pentru grupuri foarte mari. Chestii de dușuri și de toalete. Da. Da, nu, de exemplu, să ai cabine de duș la fiecare 10 refugiați, îți trebuie o cabină de duș. Chestii de deștepte pentru prelucrarea gunoiului, că tu crezi foarte mult gunoi și gunoiul ăla poate să fie periculos, sunt niște un fel de incineratoare foarte, foarte eficiente cu grad de poluare extrem de mic, care funcționează foarte bine pentru dacă sortezi bine gunoiul și tu cum ai grupuri nu enorme, poți să faci sortarea aia foarte ușor și poți să... Ok. Da. Pături. Și practic v-ați ocupat și de asta. Da, de asta ne... Și apropo de asta, de statul român, ce părere ai cum a... Am văzut, nu e foarte rău, adică nu e nici foarte bine, dar nu e nici rău. Deci comparativ cu alte state și cum am văzut eu gestionate diverse crize, deocamdată e binișor. Bine, norocul nostru e că grosul s-a dus în Polonia. Da, marele noroc e acolo și că am avut și explozia asta de oameni care au vrut să ajute. Că altfel cred că ai fost mult, mult mai greu. Da. Ziceai la un moment dat în carte, am fost sigur că viitorul este blestemat să fie din ce în ce mai bun. Da. Înțeleg că e o convingere care e mereu valabilă? Da, da. Deci asta a rămas acolo. Cred că
sunt convins că o să fiu mai bine. Poate s-a întâmplat, o să fiu mai bine, da. Okay. Adică așa funcționez eu. Și până acum așa a fost. Din eșec în eșec a fost din ce în ce mai bine. Da, da. Atâta timp cât mi-am... Deci problemele mele au apărut atunci când nu am fost capabil să-mi recunosc un eșec. Când nu am fost capabil să zic, stai puțin, chestia asta e toxică pentru mine, ar trebui să plec. Bine, dar pentru asta îți trebuie și... E o chestie de siguranță. Odată ce ai îndeajuns de mulți bani, poți să-ți permiți treaba asta. Și faptul că îmi permit chestia asta, să pot să-mi bag picioarele în orice care mi se pare că e toxic, e... Nu știu ce m-aș face fără asta. Deci nu cred că aș fi funcțional dacă n-aș putea să fac asta. Da, din păcate, cred că majoritatea oamenilor n-au ajuns în punctul ăla, nu? Da, da. Deci, de asta zic că am norocul ăsta fabulos să nu mă gândesc în nicio clipă, băi, ce o să fac, cum o să trăiesc. Nu, n-am treaba asta. Și orice s-ar întâmpla, o să fiu bine. Da. Deci n-am, și mă gândesc comparativ, n-am cum să fiu mai rău decât am fost când mi-a fost mie cel mai rău și chiar atunci m-am descurcat. Da, păi asta cred că e lecția, nu? E exact cum ziceam. Ești un filozof al eșecului, dar de fapt ești un practician al depășirilor. Da, cred că, nu știu dacă sunt filozof, fiindcă nu cred că mă calific la... Să, adică, ei, filozof. Ești nașul la poriei. Hai să nu, da, să da, lăsăm moziția da, spate. Exact, da. Dar, da, faptul că sunt un practician al cum îți recunoști eșecul și cum ieși din el, asta, da. Cred că asta fac mai bine sau mult mai bine decât majoritatea. Păi e o lecție pe care să sperăm că și oamenii care vor rezista la cele două ore, o vor primi, să sperăm okay. Că cu drag. Deci, tonați, cumpărați cartea, tonați la Casa Bună? Da, Asociația Casa Bună, da. Să găsesc bănesc detalii, o să le punem și noi în descriere, să găsesc pe net. Și integritatepune.ro. Da, și acolo avem mare nevoie de voluntari. Cum se înscriu? Pe site. Pe site, da. Avem o aplicație, okay. Simplu. Și așteptăm volumul 2, da? Da. Sper. Bine, mersi mult. Mult.